atenție de doctor Cavita, sub tema teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescență și tine, specialitate teoria generală a educației, în temeiul dosarului complet, depus de către pretendentă în conformitate cu cerințele regulamentare. Doamna doctor în psihologie, profesor universitar, Diana Antu, ce aspiră la titlul științific de doctor habilitată științele educației. Comisia de susținere publică a tezei de doctor habilitat a fost aprobată prin decizia Senatului Universității de Stat din Tiraspol din 16 luna 11-2021 în următoarea componență. Subsemnată Brozan Maia, președinte, doamna doctor habilitat, profesor universitar Curaș Costic Viorica, Universitatea de Stat în funcția de secretar științific, doamna profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, membru a Comisiei de Susținere Publică și următorii referenți oficiali. Domnul Laurențiu Șoitu, referent oficial, doctor în științe ale educației, profesor universitar emerit, Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Vă salutăm, domn profesor Șoitu. Este prezent în ședință online. Domnul profesor Nicolae Sipistradu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol. Domnul Mihai Șiafnițchi, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică Chișinău. Domnul profesor universitar Ion Gagim, doctor în habilitat în pedagogie, profesor universitar prezent în ședință online. Vă salutăm, domn profesor Gagim. Da, bună ziua, vă salut și eu vreau să știu dacă sunt auzit. Da, sunteți auzit. Bine. Astfel se constată prezența tuturor membrilor Consiliului, fapt care ne permite desfășurarea ședinței de susținere publică. Cuvânt se oferă secretarului științific, doamnei doctor Cabinitat Profesor Universitar, Bărbaș Postitul de Autoritate, pentru a trece revistă actele incluse în dosarul pretendentului la titlul științific. Mulțumesc, stimată doamna președintă, onorați membrii Consiliului Științific Specializat, estimată audiență, am onoarea să prezint documentele, actele doveditoare pentru demararea ședinței Consiliului Științific Specializat din dosarul doamnei Antoci Diana. Prezente, în primul rând, este teza de doctor habilitat în științele educației cu titlul Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Este, bineînțeles, curriculum vitae, copia diplomelor și a atestat diplomelor de aferente și a atestatului de conferențiar universitar, lista lucrărilor științifice și științifico-metodice și didactice. De asemenea, dosarul include procesele verbale ale ședințelor anterioare care au precedat susținerea oficială publică a tezei de doctor abilitat în științele educației. Este vorba despre procesul verbal al ședinței prealabile a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor abilitat din 15 februarie 2022, la care este atestată lista de prezență și a membrilor Consiliului Comisiei de Susținere Publică. Aderența de depunere a tezei de doctor habilitată în fondurile bibliotecii. De asemenea, sunt prezente în dosar raportul de similitudini din 7 februarie 2022, lista organizațiilor la care a fost expediat rezumatul tezei de doctor habilitat, raportul privind modificările operate în teza de doctor habilitat, conform recomandărilor oferite de membrii seminarului științific de profil ad hoc
Procesul verbal al ședinței seminarului științific copil din cadrul USTM din 22 octombrie 2021, standardele de calitate tezii doctor habilitat a doamnei Antoci Diana, ședința seminarul științific de profilat COP, lista de prezență, extrasele din procesele de verbale, procesul verbal numărul 4 al ședinței Senatului USP din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea Comisiei de Susținere Publică a Tezii de Doctor Habilitat, informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică, extrasul din procesul verbal numărul 1 al ședinței Consiliului Științific al USP din 14 septembrie 2021 și extrasul din procesul verbal numărul 2 al ședinței Senatului UST din 28 septembrie cu referire la aprobarea componenței seminarului științific de profilat COP pentru examinarea tezii de doctor habilitat, extrasul din procesul verbal numărul 1 al ședinței Senatului, privind aprobarea redactării tezii de doctor habilitat, raportul privind modificările operate, avizul pozitiv al Catedrei Psihopedagogie și Educație Preșcolară și în cadrul căruia a fost elaborată teza implicit procesul verbal numărul 1 din 23 august 2021, extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific al USTM din 23 iunie cu privire la demararea procedurii de evaluare a tezii și de aprobare celor patru experți independenți pentru examinarea în ședința unității primare de cercetare tezii doctor habilitat, elaborată de doamna doctor Antoci Diana, cererea privind demararea procedurii de evaluare, extrasul din procesul verbal al numărul 1 al ședinței Consiliului Științific UST din 21 ianuarie cu referire la aprobarea raportului științific final 2019-2020 privind executarea proiectului de cercetare și alte rapoarte și extrase din procesele verbale care confirmă că s-au respectat toate procedurile prevăzute de ANAC privind și de Universitatea de Stat din Tiraspol privind posibilitatea de susținere finală a tezii de doctor habilitat. De asemenea, avizele de la catedră și de la seminar sunt aici. Le pot prezenta detaliat aceste avize care cred că ar prezenta interes public. Deci, procesul verbal al ședinței seminarului științific de profil din 22 octombrie 2021. Deci, a fost prezentată această ședință de domnul Nicolae Silistrar, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, și respectiv s-a emis următoarea decizie a seminarului științific de profil. Deci decizia seminarului științific de profil a recomandat teza de doctor habilitat în științele educației pentru susținerea finală și a aprobat membrii componența Comisiei de Susținere Publică, care a fost votată în unanimitate. Deci, nu sunt. Deci, componența comisiei a fost deja
citită. De asemenea, sunt puse în dosar și toate avizele care au parvenit pe, și referințele pe, la adresa seminarului științific de profil. Este nevoie ca să dau și criteriile de susținere, nu mai trebuie aceste criterii. De asemenea, este important de a enunța și decizia catedrei la care a fost susținută teza de doctor habilitat, teorie și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Este vorba despre procesul verbal numărul 1 din 23 august 2021. Deci au fost examinată teza și președinta ședinței, doamna doctor Băsnițchi Valentina, a prezentat în procesul verbal structura ședinței în detalii. Procesul verbal include toate referințele care au fost expuse, de asemenea, toate recomandările de îmbunătățire a tezei și decizia finală a constat în recomandarea tezei pentru susținerea următoare în cadrul seminarului științific de profil. Mulțumim secretarul științific pentru prezentarea conținutului dosarului. Conținutul dosarului corespunde exigențelor regulamentare, este complet și corespunde listei acestora prezentate de către secretarul științific. Pe durata ședinței, fiecare care exprimă interes pentru conținutul dosarului poate să se apropie și să consulte acest dosar. În continuare, rugăm secretarul științific acum, fac o mică paranteză. Cineva din invitați a întrebat unde este sărbătoarea. Într-adevăr, este o sărbătoare astăzi la OSP. Sărbătoarea are și un conținut. În Universitatea de Stat de Tiraspol, în fiecare an calendaristic, se susține pe o teză de doctor habilitat. Cu această ocazie, felicităm deja doamna doctor habilitat Aurelia Glavan, care recent a parcurs și ultima etapă a fost confirmată prin ordinul MACEC. Suntem astăzi în această ședință martorii unui eveniment științific nu doar pentru familia doamnei Antoci. Suntem aici pentru a o cunoaște mai bine și în acest scop cuvânt se oferă secretarul științific pentru a prezenta anumite elemente din CV-ul pretendentei relevante pentru această ședință. Mulțumesc! Doamna Antoci Diana activează la Catedra de Psihopedagogie și Educație Preșcolară în cadrul Facultății de Pedagogie de la Universitatea de Stat din Tiraspol. Din 2021 până în prezent, ei activează în calitate de prorector pentru activitatea științifică și pentru relații internaționale în cadrul acestei universități. Din 2016 până în prezent, este conferențiar la Catedra Psihopedagogiei și Educației Preșcolară a USP. Din 2010 până în 2014 a muncit în calitate de lector superior la aceeași catedră din cadrul Universității de Stat din Tiraspol. De asemenea, în cariera sa profesională
Doamna Antonci a mai activat în calitate de lector superior universitar la Universitatea Umanistică din Moscova, filiala din municipiul Chișinău, activat în calitate de psiholog și traducător la compania privată Europartenier. Prima teză de doctorat a susținut-o în cadrul Institutului de Științe Pedagogice și Psihologice din Chișinău și a debutat în cariera sa profesională în calitate de învățătoare la clasele primare la școala numărul 4 din Chișinău. Din 2019 până în 2021, doamna Antonci Diana a realizat studiile de postdoctorat în cadrul proiectului de cercetare postdoctorală domeniul de științe sociale și economice cu titlul Teorie și metodologia formării, orientării valorice a adolescenților și tinerilor. În 24 octombrie 2006, ea a susținut teza de doctor în psihologie în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă la specialitatea psihologie pedagogică, psihologie dezvoltării și psihologia personalității. În CV-ul doamnei Diana Antonci conține un șir de activități de formare profesională continuă pe care dumneavoastră a realizat în țară și peste hotare. De asemenea, sunt trecute reviste și alte activități educaționale pe care dumneavoastră le-a realizat prin cumul sau direct în diferite proiecte și în cadrul diferitor instituții. De asemenea, doamna Antonci este membru al comisiilor, diferitor comisii de evaluare externă, a fost membru externă și internă, reprezentând Universitatea de Stat din Tiraspol. Din 2010 până în prezent este responsabilă pentru practica psihologică a studenților de la secția cu secția învățământ frecvență și frecvență redusă din cadrul universității. În CV sunt enumerate cele mai importante publicații ale doamnei Antonci Diana, peste 100 de publicații, printre care o monografie, articole în culegeri internaționale, articole în culegeri naționale, în reviste internaționale, reviste naționale, materiale ale conferințelor naționale și internaționale și un șir de lucrări metodico-didactice, inclusiv ghiduri și articole în diferite culegeri. CV-ul conține și lista forumurilor științifice la care a participat doamna Antonci, la care a prezentat comunicări științifice, atât în țară, cât și peste hotare. Toate acestea confirmă că doamna Antonci este o personalitate recunoscută la nivel național și internațional în domeniul științelor educației. Vă mulțumesc! Mulțumim secretarul științific pentru această prezentare. Constatăm că avem multe motive pentru a ne mândri cu reușitele colegii noastre, doamna doctor conferențial Diana Antonci. În continuare se oferă cuvânt pretendente la titlul științific pentru a prezenta pe parcurs sau maxim 40 de minute principalele rezultate ale cercetării în baza conținutului tezei de doctorat. Mulțumesc, stimată doamna președintă, stimați membri Comisiei de Susținere Publică, onorată asistență, reprezint atenția dumneavoastră studiul realizat la tema Teorie și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri.
cercetării este determinată prin criza globală a educației, criza valorilor, prin conținuturile evidențiate în documentele de politici educaționale, cercetările științifice constatative la nivel național și internațional, prin semnificația științifică socială a educației axiologice. Toate acestea au evidențiat necesitatea cercetării și fundamentării teoretico-metodologice a procesului de formare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Importanța cercetării este confirmată din documentele de politici naționale și internaționale stipulate pe acest slide, cum ar fi codul educației, strategia națională de dezvoltare Moldova 2030. Descrierea situației în domeniul cercetării evidențiază problematica complexă a formării orientărilor valorice ale adolescenților și tinerilor, evidențiază incertitudinele teoretice și metodologice privind educația axiologică, care sunt evidențiate în plan internațional, în domeniul filozofiei, psihologiei, pedagogiei, lingvistică, lingvistice, sociologiei, etc. În plan național, unde a fost abordată problema educației prin valori și pentru valori, toate acestea au indicat asupra insuficienței referitor la conceptualizarea noțiunilor de valoare și orientări valorice, identificarea conținuturilor structurale ale orientărilor valorice, evidențierea mecanismului de formare a orientărilor valorice și determinarea metodologiei de formare a orientărilor valorice. Rețelele conceptuale ale cercetării vizează valoarea, conceptele de valoare, orientări valorice, educația prin valori și pentru valori, educația axiologică. Încadrarea primii în cercetare, de cercetare în preocupările internaționale au fost evidențiate din perspectiva multiplelor poziții științifice, cum ar fi din perspectiva corelației valorilor cu realitatea ca și produse funcționale ale raționalității convingerilor morale. Din perspectiva abordării conflictului ce apare în sistemul de valori al unei societăți în raport cu experiența axiologică. Din perspectiva abordării valorilor ca obiect al dorinței ce corespunde așteptărilor individului. Din perspectiva culturii în domeniul pedagogiei. Din perspectiva pedagogică a importanței comunicării în procesul educației. Totodată, din perspectiva analizei valorilor la nivel metodologic și operațional. Și din perspectiva abordării lingvistice a valorilor. Totodată, încadrarea temei de cercetare au fost evidențiată și în preocupările naționale, cum ar fi au fost studiate valorile din perspectiva etnopedagogiei de profesor Nicolae Silvestraru. Au fost interpretat rolul dimensiunii axiologice în formarea identității profesionale în contextul educației permanente de Tatiana Calon. Лариса Кузнецов а дескрис валориле едукации пентру фамилии. Мария Хадырка абордат валориле прин призма едукации ин скимбаре. Василий Панько а рапортат импортанца формари аттитудинилор ин контексту едукации аксиологиче. Реперили концептуале али черчетерии визиаса мултипли теории теория эмоциилор дискрети, теория культури эмоционале, теория бехавиористы, когнитивисты, уманисты, дисвалтерии жудикециилор морали, презентати прин парадигмили менционали пи ачест слайд. Тотодата реперили концептуале али черчетерии визиаса моделили
modelul orientării valorilor în viziunea lui Rokic, în viziunea lui Schwarz, modelul valorilor bazale elaborat de Iadov, de Allar. Și au fost evidențiate principiile care au stat la baza cercetării. Reverile conceptuale ale cercetării vizează conceptele, concepții, teorii, abordări științifice, modele și concepte interpretate din variate perspective în contextul științelor educației, care sunt promovate de politici, în documentele de politici sociale și ale educației și totodată aceste idei au fost stipulate în suportul teoretico-științific al cercetării menționate pe acest slide. În urma analizei datelor științifice din domeniul filozofiei, pedagogiei, psihologiei, sociologiei, au fost evidențiate numite contradicții. Una din aceste contradicții constă între oportunitatea orientării axiologice spre valorile general umane ale personalității în devenire, condiționate de actualele politici socio-educaționale în acord cu valorile naționale și universale, pe de o parte, și incertitudinea pozițiilor științifice referitoare la formularea orientărilor valorice, pe de altă parte. A doua contradicție este între vulnerabilitatea socială a adolescenților și tinerilor cu caracter insuficient al conceptualizării procesului de formare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Contradicțiile nominalizate au sugerat, au generat problema cercetării. Această se prezintă deci în felul următor. Ce fundamente teoretice privind filozofia, axiologia și psihologia educației sunt relevante pentru interpretarea esenței științifice a orientărilor valorice și care este metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Scopul cercetării constă în conceptualizare, fundamentarea științifică și valorificarea praxeologică a unei viziuni epistemologice asupra formării orientărilor valorice. Prin urmare, am propus să verificăm dacă formarea orientărilor valorice la adolescenți și tineri poate deveni eficace dacă educația axiologică a acestora va fi fondată prin definirea conceptului orientării valorice din perspectiva particularităților psihologice ale adolescenților și tinerilor, prin conținuturile structurale și particularitățile formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri, prin teoria integralizării orientărilor valorice reprezentată prin modelul teoretic al orientărilor valorice, legitatea caracterului ciclic a orientărilor valorice și de principiile formării orientărilor valorice. Prin mecanismele constituirii orientărilor valorice la adolescenți și tineri, prin conceptualizarea educației axiologice și prin demersul pedagogic al educației axiologice în perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. În baza scopul și ipoteza cercetării au fost înaintate următoarele obiectivele cercetării care au fost rezolvate pe parcursul cercetării. Cercetarea, studiul realizat este inclus în 5 compartimente, 5 capitole, fiecare din acestea soluționează în felul său obiectivele propuse. În primul capitol, fundamente epistemologice privind orientările valorice la adolescență și tineri prezintă o largă gamă a definițiilor, conceptelor, fundamentelor,
fundamentale și conexe abordate din perspectiva filozofiei, pedagogiei, psihologiei, sociologiei. În cadrul acestui capitol au fost determinate fundamentele epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică. Totodată are o notare științifică a cercetării, semnificația teoretică și valoarea aplicativă. În cadrul acestui capitol au fost atestate diverse conținuturi și poziții științifice în vederea interpretării noțiunilor de valoare, orientare valorică, orientări valorice. S-a determinat că nu sunt precizate valori fundamentale pentru dezvoltarea personalității în documentele politicilor educaționale. A fost stabilită că perioada de adolescență este una spontană, haotică în manifestările trăirilor afective, atitudinale și conduitelor. Perioada de tinereță este o vârstă de definitivare a pozițiilor neclarificate, anterior, etapa de explorare a celor acumulate. Totodată a fost identificată structura și conținutul orientărilor valorice care sunt constituite din valori, convingeri, atitudini, dispoziții și comportamente. Prin urmare, a devenit necesară clarificarea semnificației conceptelor de orientare valor, de orientări valorice și valori, confirmarea corelației dintre componentele evidențiate și stabilirea mecanismelor de formare a orientărilor valorice. În următorul compartiment, ține de studiu experimental al orientărilor valorice la adolescenți și tineri, care prezintă un demers constatativ preliminar. Deci acesta prezintă, spun așa, experimentul care a fost proiectat și realizat din perspectiva abordării structuraliste axate pe poziții științifice evidențiate anterior și în baza acestora am determinat componența orientărilor valorice. Scopul acestui compartiment constă în evidențierea valorilor și orientărilor valorice la nivelul componentelor la adolescență și tineri. Prin urmare, a fost constatat corelația dintre componentele constitutive evidențiate anterior și acestea, după cum observăm, sunt într-o relație de interdependență. Totodată evidențiem și diferite corelații, atât pozitive cât și negative. De exemplu, sănătatea ca valoare nu poate fi atinsă prin comportamente de confruntare sau acomodare. Totodată putem spune că în contextul educațional subiecții manifestă dispoziții pozitive atât adolescenții cât și tineri, ceea ce la fel duce la obținerea unor corelații negative dintre dispoziții și comportamente, ceea ce este evidențiat și în schema dată. În urma realizării studiului experimental în acest compartiment a fost rezolvat obiectivul numărul 2, are notarea științifică a cercetării, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a cercetării. Astfel am determinat particularitățile manifestării orientărilor valorice la adolescență și tineri. Am determinat că valorile constituie o componentă principală în cadrul orientărilor valorice. Totodată am stabilit prezența raportului semnificativ de valență variată dintre componentele menționate
și am determinat componența structurală a orientărilor valorice și specificul raportului dintre acestea. În următorul compartiment, ține de cadrul conceptual al formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri și prezintă reperele epistemologice, premisele conceptuale valorificate prin studiul teoretic și rezultatele experimentale obținute, care au fondat teoria și au fondat din perspectiva teoretică și experimentală bazele pentru constituirea noii direcții de cercetare, teorie și metodologie formării orientărilor valorice, stimulată de incertitudinile științifice privind educația axiologică. Ca urmare, respectând paradigma actuală a axiologiei educației, a fost elaborată teoria integralizării orientărilor, teoria integralizării orientărilor valorice ca baza, ca baza, la baza acestea au stat fundamente epistemologice care au scos în evidență esențialul conceptelor cheie, orientări valorice, valoarea, educația axiologică. Procesul de modelare a orientărilor valorice are caracter individual și continuu, care este raportat la specificul ontogenezei și se desfășoară în fața unui sistem de principii care sunt evidențiate în, în această figură. Totodată, funcționalitatea teoriei integralizării a orientărilor valorice este generată de mecanismele de autodeterminare și autoactualizare care sunt desfășurate atât la nivel interpersonal cât și intrapersonal. Toate acestea cuprind elementele constitutive ale orientărilor valorice, evidențiate anterior și, prin urmare, duc la formarea, la identitatea personală a adolescenților și tinerilor. Funcționalitatea teoriei integralizării a orientărilor valorice este asigurată prin modelul teoretic al orientărilor valorice, care evidențiază componentele principale evidențiate și legăturile, relațiile dintre acestea. Prin urmare, am constatat principiile fundamentale care asigură formarea orientărilor valorice și am determinat legitimitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice și se constată că procesele de constituire dinamică a orientărilor valorice este ciclic și reprezentat prin spirală, ceea ce dumneavoastră puteți vedea pe acest slide, care pe parcursul dezvoltării formării personalității prinde, spunem așa, siguranța în manifestarea și identitatea personalității. Reșim din cele menționate, evidențiem că problematica formării orientărilor valorice din perspectiva axiologică a personalității reflectă problematica întregului sistem educațional și este abordată eficient din perspectiva teoriei integralizării orientărilor valorice. Conceptele de valoare și orientări valorice au fost elaborate din perspectiva noi, din perspectivele noi ale educației axiologice. Au fost evidențiate principiile și mecanismele care stau la baza formării orientărilor valorice în contextul teoriei integralizării orientărilor valorice și au fost evidențiate mecanismele de autodeterminare și autoactualizare a orientărilor valorice care activează întreg ansamblu de elemente structurale ale orientărilor valorice.
istorice evidențiate în teoria integralizării orientărilor valorice. Astfel, prin acest conținut am acoperit obiectivul numărul 3 și 4, am studiul realizat are o notare științifică a cercetării, semnificația teoretică și valoarea aplicativă. În următorul compartiment a fost educația axiologică în contextul noilor dimensiuni ale educației, scoate în evidență pozițiile științifice referitor la definirea, elucidarea, interacțiunii axiologiei educației cu științele pedagogice, area care scoate în evidență problemele de ineficiență a acțiunilor educaționale privind formarea orientărilor valorice la adolescență și tineri în acord cu exigențele socioculturale. Au fost evidențiate așa contradicție pe de o parte dintre cerințele societății contemporane privind profilul axiologic al personalității și, din altă parte, caracterul nedeterminat al educației axiologice în literatura științifică. Care aceste contradicții evidențiate ne-au condus spre elaborarea unui nou concept al educației axiologice, care reprezintă procesul de formare continuă axat pe sistemul de valori ale contemporaneității, proiectat în termen de finalități, conținuturi și metodologii specifice, generatoare de orientări valorice în contextul explorării cadrului formal, non-formal și informal. Prin urmare a fost elaborat modelul conceptual al educației axiologice, care se realizează în contextul educațional, în cadrul formal, non-formal și informal, și educația axiologică se proiectează în termeni de finalități și conținuturi, privind metodologia specifică educației axiologice și anumite forme de organizare a educației axiologice, care, prin urmare, asigură formarea orientărilor valorice și sistemului de valori. Prin urmare, am acoperit obiectivul numărul 5 și am constatat noutatea științifică, cercetării, semnificația teoretică și valoarea aplicativă. Aceste rezultate mi-au permis să concluzionăm necesitatea introducerii a unor schimbări atât la nivel de politici educaționale, cât și prin întreg sistem de învățământ, cu precădere spre educația axiologică. Necesitatea de studiu vast al orientărilor valorice la nivel personal și social, axat pe evidențierea structurilor axiologice constitutive existente, de facto, în sfera personalității, elaborarea și aplicarea unei metodologii pentru dezvoltarea orientărilor valorice necesare unei personalități integre și raliate la cele noi stabilite în sistemul de educație al Republicii Moldova. În următorul compartiment au fost să prezintă în manieră sintetizată datele experimentale experimentului pedagogic, cadrul formativ al orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Deci, în contextul datelor experimentale relevante, a fost elaborat și validat chestionarul de evaluare a orientărilor valorice. Au fost elaborate indicatori și descriptorii a orientărilor
valorice la adolescenți și tineri, au fost descrise nivelurile de formare a orientărilor valorice, au fost evaluate orientările valorice ale adolescenților și tinerilor prin intermediul chestionarului de evaluare a orientărilor valorice. În acord cu pozițiile științifice relevante, cercetările a fost elaborat și aplicat demersul pedagogic al din perspectiva formării orientărilor valorice la adolescență și tineri. Deci scopul acestuia a constituit formarea orientărilor valorice la adolescență și tineri, ce a presupus valorificarea unor conținuturi educaționale și a condus la formarea atitudinilor, convingerilor și valorilor. Rezultatele care au fost obținute în urma realizării experimentului pedagogic confirmă semnificația modificărilor și, prin urmare, ne-au permis să validăm demersul pedagogic elaborat, în special evidențiem modificările semnificative care au fost obținute la subiecții de vârsta adolescentină, la variabila morală, la creație și la sănătate. Totodată, deci, am obținut rezultatele semnificative la etapa de control în urma aplicării demersului pedagogic elaborat, datele semnificative la tinerii din grupul experimental. Acestea mai mult au fost evidențiate la componenta creația, dezvoltarea personală, dezvoltarea profesională și familia. Deci, demersul pedagogic care a fost aplicat, a fost proiectat în trei etape, deci studiul experimental, conceptualizarea metodologică a resurselor curriculare și organizarea activităților educaționale. Acestea, conținuturile care au fost proiectate, au vizat adolescenții prin aplicarea programului de formare a orientărilor valorice și tinerii prin elaborarea curricula la disciplina educație prin valori și pentru valori la ciclul 2 și la modulul psihopedagogic, la cursul de formare continuă, la promovarea valorilor în contextul parteneriatului social. Prin urmare, rezultatele obținute ne-au permis să acoperim și să rezolvăm obiectivul numărul 6, au rezultatele augmentate științifică a cercetării, semnificație teoretică și valoarea aplicativă. Astfel, putem să concluzionăm că elaborarea și validarea instrumentului de evaluare a orientărilor valorice permite diagnosticarea componentelor structurale ale orientărilor valorice, aplicarea instrumentului diagnostic permite evaluarea nivelului de dezvoltare a sistemului orientărilor valorice și ne-a permis să validăm demersul pedagogic al educației axiologice în perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri, să validăm cadrul acestui studiu. Astfel, putem spune că rezultatele au fost obținute rezultatele științifice principiale în care au condus la instituirea unei noi direcții de cercetare, teorie și metodologie formării orientărilor valorice.
Deci, concluziile care au fost făcute în baza studiului realizat țin, deci a fost determinate fundamentele epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică, au fost conceptualizați termenii de valoare orientări valorice, educația axiologică, au fost determinate elementele structurale a conținutului orientărilor valorice și care au fost încadrate în sistemul de evaluare a orientărilor valorice. Au fost identificată metodologia de evaluare a orientărilor valorice și am constatat că, totodată că este că a fost determinate structura și conținutul orientărilor valorice specificul constituirii acestora la adolescență și particularitățile formării la tine. A fost conceptualizată teoria integralizării orientărilor valorice reprezentată de modelul teoriei a orientărilor valorice elaborată în baza principiilor formării orientărilor valorice și legității caracterului cicle al orientărilor valorice. Totodată, preocupările științifice privind formarea orientărilor valorice la adolescenți și tineri au stimulat elaborarea mecanismelor de formare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri, mecanismul de autodeterminare și mecanismul autoactualizării. A fost stabilită și descrisă unitatea caracterului ciclic al orientărilor valorice. A fost conceptualizată educația axiologică în contextul teoriei de integralizare a orientărilor valorice. A fost elaborat și validat experimental diversul pedagogic al educației axiologice în perspectiva formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri. A fost adaptată dinamica pozitivă a formării orientărilor valorice, a fost asigurată prin valorificare personală de evaluare a orientărilor valorice. Totodată, problema științifică importantă soluționată în cercetare constă în formarea orientărilor valorice la adolescenți și tineri prin crearea premiselor teoretice a educației axiologice și prin implementarea în practică educației a ideilor metodologice. În baza celor funcționate au fost făcuse unele recomandări pentru factorii de decizie referitor la renovarea documentelor de politici ale educației din perspectiva actualizării sistemului de valori ale personalității contemporane în contextul crizei mondiale a educației, crizei valorilor și a pandemiei, formarea cadrelor didactice pentru proiectare și realizarea educației axiologice și câteva recomandări pentru actanțe educaționale, una dintre care ar fi implementarea conținutorilor curicula și a programei de formare a orientărilor valorice în procesul educațional din învățământul general și superior. Totodată, cercetarea oferă noi perspective de investigare în cadrul noi direcții de cercetare, cum ar fi orientări valorice ale familiilor contemporane, sub impactul noilor politici, realități și tendință, formarea orientărilor valorice metamoderne la profesioniștii viitorului, studiul valorilor perene ale culturii naționale din perspectiva filogenetică. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim pretendentului pentru acest discurs științific de înaltă competență profesională. Mulțumim în special pentru că am consumat mai puțin timp de putin s-a rezervat, deci 35 minute. Doar în continuare, anunțăm etapa de discuție asupra lucrurilor științifice a conținutului tezei de doctor facultat, atât membrii comisii de susținere public, cât și invitații în ședință. Pot adresa întrebări pretendentului la titlul științific pentru anumite precizări, clarificări a anumitor conținuturi la care de interes. Vă rog. Domnul
Mulțumesc, doamnă președinte, onorată asistență. Mai întâi de toate vreau să felicit pe doamna cercetătoare, doctorandă, pentru faptul că iată ne-a adus un produs intelectual care merită toată atenția și pe care astăzi îl vom dezbate cu cea mai mare plăcere. Marea proprietate a acestei lucrări în viziunea mea constă în faptul că ea te provoacă, te problematizează, chiar te incită. Ce face mai frumos într-o lucrare care nu te lasă indiferent, provocând. În această ocazie vreau să vin cu niște întrebări care consumă pe efectul observației pe care a făcut-o doamna președinte. Spunând că prin aceste întrebări vom cere de la autoarea disertației anumite concretizări, anumite limpeziri, vom cere să arunce lumină asupra unor aspecte. Prima întrebare vizează scopul. De ce profesezi de la scop? Fiindcă vă asigur, toată lumea va citi acest scop. Se va axa asupra scopului și își va pune întrebarea dacă scopul a fost realizat. Dacă Doamne ferește, se demonstrează că scopul a fost realizat și nici obiectivul a fost realizat, atunci lucrarea e evident a ieșuat. Și fiindcă toată lumea, absolut toată lumea va se va axa asupra scopului, vă spun că modul în care am formulat scopul m-a provocat și acum cu plăcere ridic mingea la felul autoare pentru a veni cu niște concretizări. În scopul cercetării, autoarea spune că și-a asumat responsabilitatea să conceptualizeze, să fundamenteze științific și să valorifice praxeologic o viziune epistemologică și așa mai departe. Prima întrebare în legătură cu acest element provocator, care merită toată atenția. În scop apare sintagma viziune epistemologică, iar în obiectiv, dumneavoastră operați cu sintagme precum teoria integralizării orientărilor valorice, modelul teoretic al orientărilor. Un cercetător care nu va avea explicațiile necesare, pornind la premisa că noțiunea de viziune poate fi tratată ca teorie, dar poate fi văzută ca o construcție ideatică mai îngustă, nu întâmplător spunem că concepția reprezintă, de fapt, o viziune globală asupra fenomenului. Și ea trebuie confundată cu definiția, va trebui. Cum explicați faptul că în scop apare sintagma sau cuvântul viziune, iar în obiective apar teoretici și modele teoretici? Mulțumesc, domnul Ștefischi, pentru întrebare. Deci, într-adevăr, scopul cercetării a fost reformulat de mai multe ori, dar de la prima etapă de susținere și la a doua etapă. Și mulțumesc pentru implicarea a fiecărui membru din cadrul și seminarului științific de profil și membrilor Comisiei de Susținere Publică la ședința prealabilă. Evident că acest scop al investigației care ține de conceptualizarea și fundamentarea științifică și valorificarea praxeologică a unei viziuni epistemologice ține de elaborarea a unor noi valori științifice care se axează pe multiplele poziții științifice cu referire la interpretarea noțiunii de valoare, orientărilor valorice. Totodată am încercat să divizăm acestea confruntări în interpretarea acestor concepte. Totodată am considerat că în rezultatul elaborării a teoriei integralizării orientărilor valorice, aceasta va fi, va cuprinde integral rezultatele studiului atât teoretic cât și experimental realizat de noi. Deci, noi putem spune că anume viziunea este o poziție noastră care a fost propusă spre evaluare, dacă putem spune așa, și vorbim despre mai multe valori științifice care cuprinde teoria integralizării orientării valorice, modelul teoretic al orientării valorice, modelul conceptual al educației axiologice. Da, deci, am spus toate... O a doua întrebare în legătură cu virgulă, din scop. Cum este o virgulă între conceptualizare și fundamentare științifică? Un cititor răhită provocator
prins un cerc cultivat, ar putea să spună că, de fapt, conceptualizând, noi fundamentăm științii. Conceptualizarea poate este punctul de pornire în fundamentarea științifică, fiindcă pentru început trebuie să ai viziune globală asupra fenomenului. De ce a spus această virgulă provocatoare? Care e răspunsul dumneavoastră la această întrebare? Fiindcă eu am mai avut despre acest lucru, dar ați considerat că trebuie de rămas la această construcție. Eu vă respect foarte mult pentru faptul că ați luat o asemenea decizie. Acest lucru vă caracterizează în calitate de un cercetător cu ambiții, lucru salutabil. Și totuși, dacă ați lăsat virgulă, atunci care este explicația? Vă mulțumesc, domnul profesor, pentru această întrebare provocatoare. Într-un anumit sens, deci putem spune că prin conceptualizare am avut în vedere elaborarea a unor, spun așa, valori științifice, da? De exemplu, elaborarea, cum ar fi și teoria integralizării orientărilor valorice, care spunem așa, în baza unor analize, unor poziții științifice din literatură, ne-a permis să creăm o propria noastră poziție în conceptualizarea a, de exemplu, orientărilor valorice, la fel care a fost, spunem așa, nu am fost sigur. Și am încercat să fundamentăm în urma realizării a unei cercetări experimentale care a confirmat pozițiile noastre inițiale, evidențiate în baza analizei literaturii științifice. Și fiindcă mulțumesc de inteligență dumneavoastră, am construit acum o interesantă diadă, care discute și dezbate, vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu o altă secvență a lucrării, suportul teoretic al cercetării. Mi-ați oferit o construcție foarte originală, foarte interesantă. I-am dat și foarte mult. Reduceți suportul teoretic al lucrării la următoarele entități epistemologice. Atenție! Reduceți suportul la paradigma cu care ați operat, la modele teoretice cu care ați operat și dați numele autorilor, la concepte cu care ați operat, la idei cu care ați operat, și la poziții care ați oferat. Așadar, paradigme, modele teoretice, concepte, idei, poziții. Ce mi-a tras atenția este că unii și aceiași autori, cum ar fi Vygotsky sau de pildă Piaget, apar și la paradigme, și la concepte, și la idei, și la poziții. Întrebarea mea este, care e criteriul care v-ați condus atunci când ați construit aceste etaje epistemologice? Pornind de la paradigme și ajung la niște poziții. Fără a specifica care, dar urmând la cuvântul poziției. Cum ați construit aceste etaje? Care sunt foarte interesante, care sunt incitate, care sunt provocatoare, sunt foarte interesante. Iată această abordare etajată, care mi-a plăcut foarte mult, dar oricum cer explicații. Cum au făcut etajele? Care a fost criteriul care v-ați condus? Vă mulțumim mult, domnule profesor, și în special deosebit apreciez atenția dumneavoastră cu care ați evidențiat aceste, spunem așa, poziții, ideile conceptuale. Deci, într-adevăr, au fost examinate teoriile ale savanților care se încadrează în paradigmele și vedem că reprezentanții acestor teorii se includ, spunem așa, se includ în aceste paradigme. Deci, totodată, dacă vorbim de teoriile, putem spune că și modelele evidențiate, ele reprezintă o anumită poziție teoretică a fiecărui din savanți. Și evident evidențiază anumite aspecte specifice cu referire la orientările valorice. Deci, aici putem vorbi că fiecare teorie încadrează în sine anumite modele care reprezintă un anumit, adică în cazul nostru, reprezintă poziția referitor la valori și orientări valorice. Mulțumesc cu ultima întrebare. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Urmăresc atent pe sală, care apreciază foarte mult pentru calitatea răspunsurilor și arată că
sunteți în substanța lucrării și asta e foarte important. Care vizează, noi nu mult am vorbit despre metodologia lucrării, dar e chestiune foarte delicată. Știu că, de fapt, și în cazul științelor legate de educație, avem cercetare teoretică, cu metodologie respectivă, cercetare empirică și cercetare experimentală. În majoritatea cazurilor, autorii spun că cercetare empirică nu este cercetare experimentală. Respectiv, cercetarea empirică vine cu metodele sale și cercetarea experimentală cu ale sale. Îți faci o mișcare extraordinar interesantă, care mi-a tras atenția, vorbiți doar despre faptul că ați operat cu metode empirice. Eu care știu că aveți atâta experiment în lucrare, care e impunătoare sub aspectul intervențiilor cu caracter experimental, mă miră faptul că declarați că nu aveți metode empirice. Dar mișcarea la care te duceți, și asta e momentul foarte important, experimentul îl puneți în categoria metodelor empirice. Iarăși, este o mișcare foarte interesantă. Partida este deosebit de atractivă. Mă interesează doar care este ideea de care v-ați condus atunci când ați refuzat să operați cu sintagma cercetare experimentală, deja aveți atâtea experimente în lucrare, recurgând doar la empiric. Ați avut lucrări, cercetări, unde se demonstrează că, de fapt, empiric și experimental este același lucru? Sau spunând empiric, tema luna sub această umbrelă epistemologică și metodele empirice și metodele experimentale, vă provoc, asta e ultima provocare, că vă mare satisfați, poftim. Da, mulțumesc, domnule profesor. Deci, într-adevăr, în cadrul cercetării, cum ați menționat și dumneavoastră, am aplicat foarte multe instrumente și însăși cercetarea noastră experimentală a fost utilizată în două compartimente. Una din acestea privind experimentul de constatativ preliminar, unde a fost aplicat un număr cel mai mare de instrumente și în cadrul acestui experiment au fost utilizate, să spun așa, metodele care, spunem așa, arsenalul metodologic complex, atât care ține și de domeniul psihologiei și de domeniul pedagogiei, dar evident mai mult ne-a interesat să abordăm problema din perspectiva pedagogică. Și aici am încercat, totodată am încercat să interpretăm rezultatele care au fost obținute pe parcursul a unei perioade destul de lungi a cercetării realizate de noi. Și totodată, în a doua parte a cercetării care se referă la experimentul pedagogic constituit din trei etape. Evident că toate acestea au fost instrumente. Mai bine vă adresez o ultimă întrebare, ce spuneți, ca să vrem să preîntâmpinăm atacul de unor dușmani. Eu mai degrabă economisesc timp pentru că n-am vrut, dar mă gândesc să vă ajut acum, ca să nu apară înțelepții. La noutatea științifică, vreau să spuneți că ați determinat fundamentele epistemologice privind orientările valorice și educația axiologică. Eu pot spune că există zeci de lucrări consacrate educației axiologice, prin care autorii acestor lucrări tocmai fundamentează epistemologic educația. Formulează scopuri, obiectivele, operează tot felul de teorii pentru a stabili structura, metodele, principiile educației. Dumneavoastră afirmați că ați determinat fundamentele. Cum rămâne cei care o să vă pună prin masă 10 lucruri și o spun, ai făcut același lucru? Sau, de pildă, spuneți că ați conceptualizat orientările valorice și educația axiologică. Iarăși noi, doar și dumneavoastră, spuneți în partea introductivă a lucrării că avem atâtea paradigme, teorii, poziții, idei, prin care, de fapt, e conceptualizată orientarea valorică. Eu ce vă spun? Că s-au progresat probabil unii și eu cred că aveți un răspuns la această întrebare, pe care ea trebuie să înțeleagă că a făcut vederea acela. Nu sunteți prima care a creat teoria educației axiologice și nu sunteți prima care ați conceptualizat. Spuneți care este secretul. Am fi vrut să vă aflăm acum. Stimată doamnă președinte, aici chiar nu mai am întrebări ultima, vă asigur. Da, mulțumesc, domnul profesor. Am promis. Și toată lumea va vedea. Dar multă lume
care nu dorește să adreseze întrebări, vă este recunoscător. În contră, eu sper că după intervenția mea vor fi alte întrebări spre bucuria cercetătoare și spre bucuria noastră. Da, vă mulțumesc, domnul profesor, pentru această întrebare. Deci, atunci când am elaborat conceptul educației axiologice, într-adevăr, este o abordare, spunem, nouă, pentru că anume aceasta se axează pe sistemul de valori care a fost determinat în cadrul studiului, da, valorile care sunt prezente, sunt de facto specifice tinerilor și adolescenților. Totodată, acest concept a fost proiectat, spunem așa, în termeni de finalități, conținuturi care, și metodologie care este specifică pentru, din perspectiva orientărilor valorice și în special din perspectiva componentelor structurale care au fost evidențiate în cadrul acestui concept. Deci, noi putem spune că educația axiologică, deci conceptul care a fost elaborat, el se axează pe orientări valorice și anume permite formarea și dezvoltarea acestora. Stimată doamnă președinte, e clar, nu mai am întrebări. Vă mulțumesc tuturor pentru mine, faptul că ați venit. El este fiu generalizat, domnul profesor, pentru lucrare de stabilitate. Tot timpul, domnul profesor, distinsul profesor a fost alături de mine. V-a sprijinit și mi-a dat dreptate, chiar dacă din totul meu de-a. Domnul profesor, mulțumesc. Comisie de susținere publică, la orice etapă a ședinței, puteți reveni cu anumite întrebări, precizări, acesta nu este interzis prin cadrul normativ nici al Agenției Naționale de Asigurare a Calității și nici prin regulamentul de organizare a studiilor politico doctorat al USP. În continuare, vă rugăm, stimate domnule profesor Laurențiu Șoitu, domnul profesor Ion Gagim, dacă aveți anumite întrebări, vă rugăm să le adresați. Să rămână bună ziua la toată lumea. Înțeleg că este o etapă obligatorie să punem întrebări. Eu am cel puțin trei. Una, nu știu cine a vorbit, ca să mulțumesc pentru acest moment de mai bine de 20 de minute în care am avut un dialog lămuritor toți al domniei sale cu candidata. A vorbit domnul Șatinski, doctor Capilitatul Psihologiei. Da, domnul Șatinski, da. Da, mă bucur. A doua întrebare, ca să știu eu cum mi voi construi intervenția, are candidata curajul să publice lucrarea și dacă da, trei argumente, dar numai trei cuvinte să-mi spună, că i-a spus domnului profesor destul. Iar a treia întrebare, îmi puteți spune cât durează, că eu la ora 4 m-am angajat să fiu la o altă activitate și mă tem că stric două dintr-o dată, și pe cea de la care particip acum și pe aceea și n-aș vrea niciuna să distrug. Mulțumim pentru întrebări, domn profesor Șoitu. Vom respecta regulamentul și vom încerca să ne încadrăm în 2:30. A, slavă Domnului! Pentru întrebări, din cele 4 formulate, am constatat că 2 sunt întrebări adresate pretendentii. Vă rugăm, doamnă. Da, vă mulțumesc, domnule profesor emerit, domnul Laurențiu Șoitu. Intenția este, argumente ar fi diseminarea rezultatelor studiului realizat, aplicarea rezultatelor la nivelul instituțiilor de învățământ general și superior. Și comunitatea
științifică a universității, vedeți, nu se face acest lucru, este o rigoare. Vă mulțumesc mult, să știți că vă voi mai da și eu argumente când voi avea o evaluare a lucrării, iar dacă nu voi spune pe toate atunci, le veți găsi și în referat încă alte câteva. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această propunere. Vă rog, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică, dacă cine vă dorește. Domnul profesor Ion Gagin și domnul profesor Silistaru, într-o anumită ordine. Domnul profesor Gagin a ridicat mâna mai întâi. Da, eu o întrebări asupra tezei nu aveam, decât acele pe care le-am formulat în avizul meu, pentru că cunosc teza, am impresia că parcă deja eu am scris-o atât, am participat la examinare și la seminar și între și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. S-au produs niște schimbări și noi cunoaștem de o lună și ceva. Iată dacă actualitatea temii, deci e vorba de valori morale, etice, adică a fi om sau a fi neom și așa mai departe, dacă e să generalizăm. Dacă, stimată doamna Antoci, actualitatea tezei dumneavoastră să fi schimbat cumva în contextul a ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Cum poate să schimbe? Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru susținerea care, într-adevăr, a simțit de partea dumneavoastră de parcursul a acestor etape. Aș vrea să spun că, într-adevăr, studiul care a fost realizat și, în special, valorile care au fost create, ele reflectă într-o mare măsură valorile morale sau, dacă putem așa generaliza, valorile spirituale și țin de valorile care se produc în mediul social. Deci, noi putem spune că formarea personalității se realizează în cadrul societății. Și evident că, spun așa, experimentarea acestor valori, da, aprobarea acestor valori se produce în baza mediului social. Corespunzător ceea ce se propune în teza referitor la formarea orientărilor valorice morale, dezvoltarea personală, dezvoltarea profesională, totodată ține și de mediul social. De ce consider că este actuală și poate aduce, dar cu siguranță va aduce beneficii pentru întreagă societate? Vă mulțumesc! Mulțumim pentru răspuns. În continuare, poftim domn profesor Silistaru. Eu am întrebări mai ușoare și nu pot așa de filozofice, dar mă interesează dacă de valori și personalitatea are mai mult de 2000 de valori. Mă interesează care ar fi aportul valorilor sale frumosului în pierdele voastre pentru valori care ar fi ceva la apariția. În ce vedeți frumosul ca valoare personală? Da, vă mulțumesc, domnule profesor. Deci, putem spune că frumosul este o valoare care se încadrează în valorile morale și această valoare ține atât de societate, cât și de personalitate. Și putem să spunem că deci datele care au fost analizate în cadrul literaturii științifice spunem așa au în siguranță au
ne-am propus să includem aceste valori, inclusiv și frumosul. Surcia. De ce? Ce facem noi acum? Nu este un frumos? Exact. Nu este un frumos. Răspunsurile care le-a suferit domnului profesor nu sunt un frumos. Cunoaștere al interpretării. Evident, este frumos, dar totodată eu aș menționa aici, domnule profesor, că în oricare orientări valorice care sunt manifestate, se încadrează valorile morale, inclusiv și frumosul. Frumosul ca valorile. Deci, cum vedeți deschiderea cercetării dumneavoastră pentru educația prospectivă? Asta este întrebare din interesul. Da, vă mulțumesc, domnule profesor. Eu văd că se încadrează cu atât mai mult că în prezent se produc multiple modificări, nu doar la nivel social, dar și la nivelul, să spunem așa, a fiecărei personalități. Deci această viteză, da, de modificare, de schimbare este foarte rapidă. Dacă, de exemplu, până în prezent, spunem așa, ca să observi anumite modificări, ai avut nevoie de timp, în prezent, toate acestea se produc foarte, foarte rapid și atunci aș spune că se încadrează cu siguranță. Și ce am vreau să spun în realitate rândului, noi dimensiuni. În realitate rândului, cu astăzi, noi dimensiuni. Asta nu înseamnă altceva de educația prospectivă. Mulțumim, da. Mulțumim, domnule. Și ce greutăți totuși ați întâlnit în cercetările noastre pentru a realiza această cercetare? Greutăți. Vă mulțumesc, domnule profesor. Una din greutățile care a avut loc, realizarea cercetării în situația pandemică, spunem așa, a fost una din cele mai mari provocări, care a provocat unele noi idei în cercetare. Totodată și a fost puțin modelată, să spunem așa, ieșind din rezultatele care au fost cărturile la orientări valorice înainte de situația pandemică și care au fost realizate și în situația. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru întrebări și doamnei pentru aceste răspunsuri consacrate. În continuare, cuvânt se oferă doamnei profesor universitar, doctor în abilitate de pedagogie, Victoria Cojocan. Da, eu de fapt mi-am pregătit întrebarea, domnul Silistraru deja a pus-o, dar totuși eu vreau să concretizez. Noi ne-am convins că prin cercetare autoarea a confirmat caracterul de noutate și originalitate. Întrebarea mea este, ce perspective de investigare noi, teme, unele teme de investigare noi, oferă cercetarea dumneavoastră? Concret, domnul a întrebat, dumneavoastră a spus, de perspectivă, dar unele teme care... Da, se pare că am văzut un slide care avea acest generic. Da, unele teme care considerați că ar fi actuale pentru cercetare. Într-adevăr, spun așa, nouă direcția de cercetare care a fost proiectată deschide multe idei, multe perspective în realizarea unor altor cercetări și dumneavoastră vedeți aici sunt menționate. Totodată ar fi, spun așa, o provocare, un interes de a determina dacă există, de exemplu, o diferență în, din perspectiva metodologică în formarea orientărilor valorice la nivel, de exemplu, internațional. Și identificarea acestui specific, da, particularități. Totodată, de exemplu, ar fi interesat
interesant de a, spun așa, de a realiza așa o proiectare, trecutul, prezentul, viitorul, din perspectiva acestei cercetări. Deci, din perspectiva acestei noi direcții de cercetare și valorilor științifice care au fost elaborate. Da. Vă mulțumim. Dacă mă gândiți întrebările, dacă mai sunt întrebări, pot și eu adresa o întrebare în acest drept. Spuneți-ne, doamna doctor Pătrințară Gustav Iana, viziunea aceasta anunțată în scopul cercetării reprezintă teoria integralizării orientărilor valorice? Și aceasta este prima întrebare, prima parte a întrebării, și a doua parte este dacă în practică educației a avut rezonanță aceste valori create în cadrul acestei viziuni, teorii ale integralizării orientărilor valorice. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc, doamna președintă, pentru această întrebare. Într-adevăr, cu siguranță, da, deci teoria integralizării orientărilor valorice este, spunem așa, cuprinde în sine valorile științifice create, inclusiv modelul conceptual al educației axiologice, modelul teoretic al orientărilor valorice, totodată determinarea conținuturilor structurale, componentelor structurale ale orientărilor valorice, identificarea particularităților manifestării conținuturilor componentelor structurale la subiecte de vârsta adolescentină și determinarea acestei evoluții a modificărilor la subiect. Deci, ceea ce a fost, spunem așa, scopul cercetării care a fost propus, el se realează în totalitate la valorile științifice create și ca un rezultat, să spunem așa, pozitiv, a avut loc prin intermediul promovării, de exemplu, a programului de formare a orientărilor valorice în cadrul instituțiilor de învățământ general, care poate fi inclus parțial și sau integral în cadrul unor lecții de dirigenție sau dezvoltarea personală și elaborarea a curriculumului la educația prin valori și pentru valori, deci prin cadrul la ciclul 2 masterat și totodată curriculumul elaborat în cadrul modulului psihopedagogic la cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământ general. Da. Conținuturile. Mulțumesc. Exact, am urmărit în aceste produse curriculare, reflectate și în conținutul vieții și în anexe, valorificarea produselor, valorilor științifice create în contextul acestei viziuni științifice conturate în scopul cercetării. Întrebarea a fost mai degrabă de precizare. Mulțumesc pentru întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, sau dacă cineva dintre invitați sau din participanții ședinței chiar online care s-au conectat, pentru că este o ședință de susținere public, pot adresa întrebări. Vă rugăm. Dacă nu apar inițiative de întrebări, considerând că, de fapt, această etapă a fost largă
Corect, vă spune de acum 45 de minute. Mai degrabă de 45 de minute, poate spune. În continuare, cuvânt se oferă secretarului ședinței doamnei profesor Erica Zoraș pentru a prezenta vizele parvenite la rezumatul tezei de doctor cabezitat a doamnei Antuș și Am parvenit în absența Consiliului 8 avizie la rezumatul tezei de doctor cabezitat a doamnei Antuș Diana. Voi da citire recenzenților în ordine alfabetică. Dar înainte de aceasta îmi doar precizez că toate avizele sunt pozitive și nu există întrebări sau sugestii, recomandări pentru anumite modificări de perspectivă. Primul aviz a fost semnat de domnul Baciu Sergiu, punctul habilitat, conferențial universitar, secretar general la Agenția Națională de Asigurare a Calității de Educație și Cercetare. Apoi un aviz a parvenit de la doamna Coloneschi Aurora Adina, conferențial universitar, doctor de cap Facultății de Științele Educației de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România. Doamna Cuzbiuțov Larisa a semnat alt aviz, doctor habilitat, profesor universitar la UPSC Ion Crean de Vicșinău. Doamna Dandara Otilia, doctor habilitat, profesor universitar la USB. Doamna Petrovski Nina, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie la Institutul de Științe ale Educației. Și următoarele avize sunt semnate de... Nu-i habilitat. E habilitat, dar nu-i profesor. Ah, nu-i profesor. Da. Să-ți spun... vom rectifica. Avizele sunt semnate de profesor universitar din afara țării. Primul este semnat de doamna Iohanna Lucasic, doctor habilitat, șefa Institutului de, e mai lungă aici, de numire de Științele Educației și Spații Școlare Speciale de la Universitatea Cracov din Polonia. Alta de semnat de domnul Burnis Religius de la Academia cercetător, chief researcher, cercetător coordonator la Institutul de Științele Educației din Vilnius, Institutul de Educație din cadrul Universității din Vilnius. Scuzați că traduc acum, că e o denumire mai lungă. Un alt aviz semnat de domnul Taradei Mahdi, doctor habilitat, profesor universitar la șeful Centrului de Pediatrie și de predare a pediatriei și mai sunt aici și alte atribuții de la Universitatea Iafa și de la Academie din Tel Aviv din Israel. Acestea sunt avizele noastre. Mulțumim secretarul științific. Cuvânt se oferă pretendente pentru a răspunde la aceste avize într-o manieră la fond. Mulțumim. Da, mulțumesc mult. Deci apreciez și chiar evidențiez. Mulțumesc recenzenților care au examinat rezumatul tezei și m-au susținut la această etapă. Totodată aș vrea să mulțumesc pentru faptul că, de exemplu, una din acestea, adică mai multe din aceste instituții sunt parteneri cu Universitatea de Stat din Tiraspol, avem acorduri de colaborare și în acest context, în unele din aceste instituții, cum ar fi, de exemplu, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, au fost realizate cercetările experimentale cu studenții din România și realizate comparații cu cele rezultate obținute în Republica Moldova.
și vin cu mulțumiri în acest sens. Totodată, o altă instituție parteneră cu care colaborează Universitatea de Stat din Tiraspol este Universitatea Pedagogică din Craiova, unde au fost realizate mobilitățile academice și de cercetare și în cadrul acestora au fost la fel aplicate și diseminate valorile științifice care au fost produse în cadrul cercetării date. Mulțumesc și colegilor din Universitatea din Vilnius și Universitatea din Tel Aviv pentru susținerea care a avut loc și aprecierea rezultatelor cercetării și evidențierea valorilor științifice produse în studiul dat. Totodată aș vrea să mulțumesc și recenzenților din Republica Moldova. La fel pot spune că în cadrul unor din aceste instituții au fost realizate cercetare experimentală. Aici aș vrea să menționez și Universitatea de Stat în Moldova. La fel, care mi-au susținut și au dat posibilitatea în realizarea unor cercetări. Mulțumesc pentru aprecierile, pentru timpul acordat în analiza și evaluarea rezumatului tezei mele. Mulțumesc! Stimate domnule rector, public interesat în în participarea în această ședință, asistăm la un proces de valorificare a unor rezultate, a unei munci enorme și discursul științific al pretendentei dovedește această înaltă competență. În mod special, admir competența lingvistică. Doamna Diana Antoci, fiind vorbitoare de limba rusă, lansează un discurs în limba română, răspunde foarte desfășurat la aceste întrebări adresate deloc ușoare. Aveți admirația noastră a Comisiei de Susținere Publică și respectiv, probabil, intuiesc și a publicului care participă în această ședință. În continuare, cu deosebit respect, cuvânt se oferă referenților oficiali, în conformitate cu ordinea care sunt expuși în rezumatul tezei, vă rugăm domnul profesor Laurențiu Șorcu, recenzent oficial, doctor în științe ale educației, profesor universitar emerit, Universitatea Alexandru Acuza din Iași, România. Vă mulțumesc foarte mult, onorată comisie, distinși colegi. S-a vorbit la începutul acestei ședințe despre sărbătoare. Da, cred că este o sărbătoare, evenimentul de astăzi, și este o sărbătoare mai ales pentru ceea ce reprezintă el. Oare vom mai putea să ne fim unii altora de folos? Pentru că au fost invocate momentele pe care le trăim. Unii dintre noi, asemenea momente, am cunoscut numai prin descrierea altora, numai prin literatură și eram îngrozit și așa. Iată, întâlnirea noastră, în ciuda faptului că nu este și a mea cu prezență directă acolo, ne bucură că suntem împreună. Și ne face să ne întrebăm, Doamne, cât vom mai putea să ne temem de cei care nu știu ce fac, sau de cei care vor să facă doar voia lor și nu gândesc și la voia noastră. Probabil că niciodată lumea nu a gândit ca în zilele acestea mai mult la rugăciune, mai mult la ceea ce teza ne propune, la valorile perene.
am scris și în referat, fără să știu atunci când vom susține, în ce context va fi, am scris și în referat că teza se înscrie între lucrările necesare reacției echilibrării discursului despre educație în care doar competențele au contat. Teza ne aduce aminte de valori. Îngăduiți-mi să le mai spun încă o dată, de acele valori perene care durează dincolo de toate epocile și etapele pe care fiecare va dori să le numească într-un anume fel, mai bine sau mai puțin bine potrivit. Meritul acestei teze se înscrie exact aici, pentru că de prea multă vreme vorbim doar de cele 8 competențe cheie pe care Uniunea Europeană le-a lansat, dar slavă Domnului că în 2018 au venit o altă comisie și a atras atenția că ce au făcut doi economiști când au elaborat cele 8 competențe cheie, se cere regândit, refăcut măcar, dacă mai mult nu putem să mai facem, și să aducem acolo și valorile în prim plan. Pentru că splendid definește teza, școala nu poate avea ca ideal subordonarea omului și destinului doar prin capitalului, doar afacerilor, doar câștigurilor financiare, economice. Pentru că este important să ne întoarcem cu respect față de om și mai ales să gândim la noi ca la cei care construiesc, care făuresc, care formează, care arată cum să se formeze cei ce vor veni după noi. Însuși Chomsky, când definea competența, o vedea sinonimă performanței, dar performanța pentru ce? De ce am nevoie de mai mult dacă nu am capacitatea să garantez că acel mai mult este de folos celor ce vin după mine? Și iată că toate pledoariile mele vor fi în favoarea calității acestei teze, în care autoarea așează pe prim loc nevoia formării orientărilor valorice. Adică, spre ce ghidăm pe adolescent în formarea lui? Subliniind totodată că valorile preced și urmează competența. Ba mai mult, se citește în teză că valorile însoțesc constituirea, construcția competenței, formarea competenței. Pentru că dacă nu o însoțesc, nu va avea niciodată motivația dobândirii unei performanțe înalte, ca să ne întoarcem la definiția lui Chomsky. De ce ar face-o? Dacă nu știe că este de folos nu doar sieși, ci și celorlalți și, cum spuneam, nepoților din nepoți, dacă ar fi să gândim în perspectiva firească. Inovația și originalitatea științifică a tezei am subliniat-o în referat și teza, spunem acolo, că este mai amplă chiar decât ar putea să pretindă o teză de abilitare. De ce? Pentru că deschide perspective, iar întrebările anterioare au și obligat candidata să arate în ce constau aceste perspective. Reluând amplitudinea semnificației, vom sublinia că, încă o dată, că lucrarea este
replică la accentul exagerat și aproape exclusivist pe competențele formate în școală. Teza contribuie la așezarea în prim planul politicilor educaționale a grijei pentru orientarea spre valori. E nevoie de depășit preocuparea obsesivă de a transforma competența într-un obiect curricular. Ne cerem scuze, știm că vorbim într-un context în care nu există pedagog care să nu vorbească despre competențe. Dar credem totodată că nu există pedagog care să nu vorbească despre competențe gândind la ce sunt de folos. Sunt de folos formării omului sau distrugerii acestuia. Și atunci, iată câtă valoare are teza. Cercetarea e bine structurată, este așezată la confluența științelor educației, este interdisciplinară, este de folos tuturor, mă voi grăbi pe de o parte să mă încadrez în timp, pe de altă parte pentru că referatul este la îndemâna tuturor. Avem realizate obiectivele cercetării. Calitatea textului prezentat nouă spre analiză deplinește condițiile coerenței, condițiile de limbaj științific adecvat, condițiile comprehensibilității, accesibilității, pentru că nu scriem numai pentru noi și numai pentru ai noștri, ci scriem și pentru cei care vor să se apropie de noi. Bibliografia este amplă, 346 de titluri în care găsim lucrări de referință, găsim și articole indexate în reviste de specialitate. Am spus și la prezentarea acordului nostru pentru susținere publică cu ideea că este o experiență deosebită ceea ce eu trăiesc în comisie alături de domniile voastre, pentru că am intrat în contact cu o bibliografie mai amplă decât sunt obișnuit să gătesc și asta este un câștig pentru care mulțumesc și laud. Laud pentru că teza mai aduc încă o dată o idee care este veche și care aici se regăsește și e tare bine că așa se petrece, că se regăsește ideea lui Jung că noi nu educăm prin cuvinte, ci prin comportamente, prin atitudini. Iar profesorul prezent la UNESCO în urmă cu 4 decenii, profesorul George Văi, sugera într-o lucrare a lui din 1987 că oare triada conținuturilor învățării n-ar fi bine să o răsturnăm? Nu pornim de la cunoștințe spre atitudini, ci să pornim de la atitudini, deprinderi și după aceea să determinăm pe cel aflat în situația căutării să-și găsească și cunoștințele. Pentru că dacă va dori, va găsi. Dacă nu va dori, le vom da spre a se risipi. Obiecții și sugestii am scris în referat, nu am, pentru că fiecare dintre noi mulțumim candidatei că ne dă șansa să o citim lucrarea dintr-o altă perspectivă. Eu a scrie o altă lucrare și atunci meritul este al domniei sale că mă trimite la alta, nu al meu că vreau să o văd cum aș gândi-o eu. Dar am spus și mai înainte că lucrarea este cu atât mai este cu adevărat meritoasă și merită publicată și sugestia pe care o avem și în referat în acest sens pledează. În concluzie menționăm că investigația descrisă în cadrul tezei de doctor habilitat, încerc să mă încadrez în formulare,
Când îndeplinește toate condițiile, în așa fel încât să-l văd pe ăla care îndrăznește, dar eu nu voi face, să nu spună că doamna doctor conferențiar universitar Diana Antoci merită să-i se confere titlul științific de gros posibilitate în științe ale educației. Vă mulțumesc pentru onoarea ce mi-ați rezervat. Mulțumim mult, domnule profesor Laurențiu Șoitu, pentru acest discurs care subliniază încă o dată profesionalismul pretendentei. Vă mulțumim și pentru această propunere de a recomanda spre publicare conținutul tezei de doctor habilitat într-o monografie. Personal vă rog să rămâneți în ședință pentru că este obligatoriu să participați la procedura de votat. Vă mulțumesc. În continuare, cuvânt se oferă, așa cum nu sunt observații, nu ofer cuvântul pretendentului. Este logic. În continuare, cuvânt se oferă domnului profesor Silistraru Nicolae, doctor habilitat în pedagogie. Eu tot vă noi toți ne-am dorit să ajungem deja la etapa de votare. Suntem pregătiți pentru acest. Este nu atât de ușor cum a fost întrebările, dar și vorbim despre asemenea cercetare, tot nu este ușor. Pornind de la ideea că domnul profesor a provocat până la maximum de faptul, dar noi să începem ca și punerii. Deci, la noi nu se aude, scuzați. Orice cercetare se începe la noi. Scuzați, domnul profesor. Domnul profesor Silistra. Mă iertați, vă rog, că nu se aude. Veniți, vă rog, la catedră. Scuzați. Ar fi fost cazul să gândim o catedră deja. La câți doctorandi ați format un profesor, cred că era cazul universitatea deja să pregătească o catedră mai jos. Da, când am spus că nu mă știu la ce și nu-ți fac. Da, spuneți că n-ați fost prezent. Deci, ziceam să începem la constatare. De aceea, oricâte întrebări noi am adresat noi doctorandii, trebuie să dăm partea cezarului sau aleului și să spunem că aceste valorificări pe care le-a realizat doamna Boci sunt foarte plauzibile în acest domeniu. Pentru că, da, sunt foarte mulți cercetări care arată și valoare. Sunt cercetări care arată și educația axiologică. Sunt cercetări și despre orientări valorice. Dar o lucrare fundamentată în acest sens nu avem nici într-un areal, nici post-sovietic și nici românesc. De aceea, cu toată certitudinea că această cercetare este una nouă, și autoarea, pornind de la trei concepte, care se cheamă valoare, care se cheamă orientare axiologică și care se cheamă orientare valorice, ajunge la concluzia că interpretările nu sunt atât de reușite. Și dacă citim atent, vom găsi unde autoara aduce critică, dar asta înseamnă cercetare. De aceea, dumneavoastră încearcă să fundamenteze o nouă, tocmai în această cheie autoarea încearcă să vină cu un suflu nou al imperativului timpului, formării orientărilor valorice, care va fi o temă veșnică pentru noi toți, a adolescenților în Republica Moldova. Analizând structura și conținutul acestei cercetări, desprindem că doamna doctor Antoci încearcă să conceptualizeze un nou direcție de cercetare în spațiu românesc, teorie și metodologia formării orientărilor valorice a deficienților și tinerilor, și credem în linii mari că i-a reușit. Pentru că întrebarea mea era că într-o lucrare de post doctorat nu pot să luam contul toate aspectele. Nu pot, domnule, ei a încercat de răsputieri
Da? Deci nu știu să nu știu nici. De aceea, noi menționăm că noua direcție de cercetare, teorie și metodologie educației axiologice, este determinată de criza globală a educației, de criza valorilor, de transformările prompte care au loc în fiecare zi și, dacă vreți, în fiecare oră. Autoarea a dat o definiție în baza acestor trei concepte, valoare, orientări valorice și educație axiologică. Foarte bine autorul a vorbit despre scop și mai bine domnul profesor a provocat și dumneavoastră a încercat să răspundă în limita posibilităților și credem să ai străvit și nu ne oprim. Dumnezeu, în acest sens, conceptualizat de educație axiologică, în contextul teoriei integrării. Și credem că un merit deosebit în această lucrare este anume această integralizare, care cu siguranță că doctoranda și-a adus aportul prin publicații și prin monografia care a elaborat-o. Sinteza literaturii științifice din perspectivă filozofică, nu enunțăma autorii, cunoașterea limbii române, cunoașterea limbii ruse și cunoașterea limbii engleze, îi dă posibilitatea doctorandei să documenteze până la maximum acest fenomen pe care l-a abordat. Nu vreau să vorbesc despre capitole, dar fiind faptul că au fost caracterizate și sunt convins că toate referințele noastre sunt caracterizate. Deci titlul de doctor habilitat se dă în baza valorilor produse. De aceea trebuie să vedem dacă doctoranda a produs valorilor. Și în acest sens, vom vorbi despre valori care au fost produse de autor. Deci, valorile sunt dimensiuni conceptuale deduse din analiza abordărilor, teoriilor și paradigmelor. Deci, aceste teorii, paradigme, modele, concepte despre care vorbea domnul profesor, ele sunt abordate într-o nouă lumină în această cercetare. Pentru că în diferite cercetări, ele sunt abordate și diferit. Deci, Dumnezeu a elaborat teoria de integralizare a orientărilor valorice, elaborarea modelului teoretic, identificarea principiilor, determinarea mecanismelor, programul de formare a orientărilor, curriculum la disciplină, curriculum, monografia. Deci, de la ori practice, dumneavoastră a spus cele care sunt de experiment. Valori inovative. Deci, criteriile despre care întrebam și care le-a produs doamna, deci sunt valori inovative. Și în același timp și acestea numărate pe mine ca valori teoretice, care sunt elaborări, ele sunt în același timp și valori inovative. Deci, cu presupunerea că autoarea a realizat un demers conform logicii cercetării, autoarea a produs suficiente valori pentru râvnirea sau ce râvnește, Dumnezeu a realizat un experiment corect și în viziunea noastră, experiențele care sunt empirice, le putem numi și experiment pedagogic. De ce experiențele autoare, prin publicații și prin monografie, vine să confirme faptul că da, a lucrat în baza metodului empiric. De aceea și un experiment empiric îi poate fi numit în viziunea noastră experiment pedagogic. Anexele sunt de o
valoare imensă în favoarea faptului și pe disertații, autoreferatul corespunde în totul piedii și în acest sens noi confirmăm că autoarea a produs valori noi și ne pronunțăm pentru conferirea titlului de doctor habilitat în pedagogie, științe educației. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Silistraru pentru acest aviz competent și aprofundat. Am înțeles din conținutul discursului dumneavoastră că nu au mai rămas întrebări la care pretendenta nu v-a răspuns. Deci s-au epuizat întrebările. Suntem la scoate. Da. Mulțumim, domn profesor. În continuare, cuvânt se oferă domnului referent oficial, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie. Și mulțumim domnului profesor pe această cale că aveți un stil provocator de comunicare științe în pedagogie, în ședințele acestea. Avem nevoie de altfel, de niște provocări așa, știți, stimulative în sens de cunoaștere. Fără el nu există nici care. Stimată doamnă președinte, doamnă președinte, stimată doamnă secretar, doamnă secretar, onorată auditori, onorată asistență, în avizul meu pornesc de la faptul că cercetarea este foarte actuală și pe această dimensiune invoc aceleși argumente cu care opera distinct și profesorul Lorenzo Șoicu și Nicolae Silistraru. În continuare vorbesc despre abordările pe care le-a utilizat cercetătoarea pentru a crea noi valori, expresia domnului profesor Nicolae Silistraru. Apreciez efortul de cercetătoare orientat spre identificarea răspunsurilor la 5 întrebări foarte importante, care sunt, spre exemplu, fundamentele teoretice, filozofia, axiologia, psihologie, educație. Ce principii pot fi valorizate pentru elaborarea reperilor conceptuale necesare formării orientărilor valorice la domnicien știință și așa mai departe, din nou, de multe ori, ajung la aceeași concluzie la care au ajuns distinși profesor Laurențiu Șoicu, Nicolae Silistraru și în cresc și distinsul profesor Ion Gajin. Respectiv, pun în valoare aspectul teoretic al lucrării. Vorbesc despre anumite nuanțe care indică la originalitatea lucrării, vorbesc despre valoarea practică a lucrării care este indubitabilă, atrag atenția asupra faptului că autoarea ar fi fost foarte bine dacă ea ar fi oferit o viziune mai largă asupra valorii practice. Acolo există o anumită încălceală, fiindcă pe jumătate se vorbesc despre niște aspecte care mai degrabă indică la valoarea teoretică a lucrării și nu la valoarea practică. Despre acest lucru am vorbit de mai multe ori cercetătoare. Cu alte cuvinte, ca și distinși profesori Șoicu și Silistraru, pun în valoare această lucrare. Totodată, având în vedere că pe ocupările științifice, axate pe identificarea și comentarea aspectelor legate de teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți tineri, n-ar trebui, în mod firesc, să dispară, odată cu susținerea publică a prezentei lucrări, și având ferma convingere că doamna doctor conferențială universitară Diana Antoci, grație faptului că întâlnește calitățile unui cercetător format, este persoana căreia ar trebui să revină unul din cele mai importante roluri în menținerea și aprofundarea genului vizat de ocupări, vin cu o serie întreagă de observații și sugestii. Observații și sugestii care, în privirea mea, ar putea să o protejeze în viitor de repetarea unor inadvertențe legate de analiza și interpretarea datelor cu caracter investigațional. În linii mari, observațiile și sugestiile avute în vedere se prezintă în varianta unor resorturi susceptibile să o ridice pe doamna doctor conferențiar la nivelul unei cercetătoare de marcă care nu admite impregnarea, poluarea textelor cu expresii care fac dovada unor indubitabile aparte de la reguli gramaticale în vigoare, în mod special mă refer la erorile de origine topică. Și aduc tot felul de exemple. Care ar fi o cercetare de cercetătoare de marcă care n-ar îngădui utilizarea unor formulări cu caracter
excentric, neobișnuit, încărcit și din nou aduc tot felul de expresii. Apropo, legătură cu întrebarea domnului profesor Laurențiu și uite dacă într-o asemenea formulă lucrare este bună pentru a fi invitată, cred că primii două observații au trebuit luate mai special în capul. Sper că în viitor, doamna conferențială de star doctor, potențial doctor habilitat, va demonstra acuratețe pe dimensiunea identificării, clasificării și, în mod special, justificării metodelor și tehnicilor de cercetare. Ceea ce înseamnă că nu va mai insista în particular pe ideea potrivit care metodele analitico-sintetice, metodele la pura care anume, analitico-sintetice, trebuie separate de metodele teoretice, pentru că anume acest lucru se regăsește în cercetare. Și totodată va înceta să considere că această categorie de metodic poate fi redusă la o singură procedură, cea de interpretare a surselor teoretice și a datelor experimentale. Aceasta va mai însemna, în viziunea mea, că nu vor mai apare întrebări de genul, să fie oare adevărat că din toate tipurile de observații, direct, participativă, non-participativă, exploratorie, experimentală, medicală diagnostică, structurată, nestructurată, transversală, autoarea lucrării a selectat și pus în practică doar cu observația longitudinală. Pot ușor de tot demonstra că această lucrare se regăsește și au fost declarate foarte multe alte tipuri de observații. Foarte mult, chiar practic, toate tipurile de observație. Și atunci mă întreb ce autoarea, da, vorbim despre ele. Mai apoi, ce tip de chestionar a fost utilizat în cercetare? Anchetarea a fost realizată în baza de chestionar sau cumva altfel? Cum au fost repartizate și respectiv motivate, justificate metodele sau tehnicile de cercetare în raport cu obiectul, etapele cercetării? Sunt sigur că în viitor, doctoranda nu va confunda în niciun fel semnificația teoretică a cercetărilor cu valoarea lor aplicativă. Ori expresiile de genul pe care le întâlnim în lucrarea de față, conceptualizarea educației axiologice, determinarea metodologiei investigației experimentale a orientărilor valorice la adolescenți și tineri, elaborarea criteriilor de evaluare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri, sau emiterea unor noi cunoștințe și concluzii științifice privind educația axiologică din perspectiva promovării valorice la adolescenți și tineri, vizează nu atât valoarea aplicativă a cercetării, care valoare, după cum este bine știut, urmează să se regăsească în răspunsul la următoarele întrebări. Cine și în ce mod poate beneficia de rezultatele cercetării, spre exemplu? Îmi doresc foarte mult ca în viitor disertanta să nu admită nici când și niciun fel ca ieșirea spre lucrările, studiile, operele de referință să se producă pe pondere, pe o politică, de o manieră mijlocită, indirectă. După noi este inadmisibil ca în conținutul cercetărilor care fac dovada faptului că sunt de nivelul unui doctor habilitat sau unui potențial doctor habilitat, punctele de vedere al unor autori extrem de valoroși să fie puse în lumină prin apuduri. Abundă aceste apuduri, lucrarea abundă și nu prin pasaje extrase cu grijă din materialul original. Este contraproductiv, după mine, să te bazezi pe intermediari buni sau foarte buni, dar oricum cu statut de mijlocitori și nu pe sursele primare. Ne referindu-mă oare la felul în care au fost tratați în lucrarea de față Immanuel Kant, spre exemplu, Lotz, Weber, Piaget, Bandura, Eisen, Rokic, Jung, Rickert, Parsons, sau lui, John Lee. Și-mi doresc foarte mult ca în viitor doctoranda să nu permită sub nicio formă încălcarea preceptelor și etalatelor care stau la baza organizării desfășurării cercetărilor cu raport științific. Ori, spre exemplu, un minus considerabil al prezentei lucrări constituie faptul că autoarea acesteia nu a prezentat, deși standardele existente în domeniu, o cer cu insistență, n-a prezentat o viziune coerentă și bine structurată asupra încadrării temei, nu a domeniului, ci a temei de cercetare în preocupările internaționale, naționale, zonale, ale diferitelor colective de cercetare sau a diferitor autori. Altfel spus, constatăm că în disertație lipsește modulul epistemologic care ar viza rezultatele cercetărilor anterioare referitoare la tema aleasă. Este un moment foarte important, fiindcă dacă eu demonstrez că până la mine nimeni nu s-a referit la tema mea, vă dați seama, pot vorbi și despre mare notare, despre valoarea teoretică a lucrării,
care este incomensurabilă. Tot vorbim despre originalitatea fiindcă nimeni până la mine nu și-a propus o asemenea temă. Și invers. Dacă caut și găsesc că până la mine au fost 2, 3, 10 sau sute de cercetători care s-au referit la tema mea, eu trebuie să demonstrez că mi-am ales o nișă. Și atunci trebuie să fiu atent cu expresii gen noutatea lucrării, originalitatea lucrării, valoarea teoretică a lucrării. Momentul este foarte important și doamna președinte a comisiei de expert îmi va da dreptate. Noi mergem pe acest standard, tema a fost elucidată. Și ideea asta se regăsește chiar în documentele doamna CEC. De lucru s-a vorbit mai mult. Da, după toate aceste intervenții, vin cu următoarele două constatări foarte importante. Constatarea numărul 1. Evident, observațiile și sugestiile cu care am operat în rândul de mai sus nu poartă un caracter imperativ, ceea ce înseamnă că luarea în considerare acestora în studiile ulterioare rămâne la discreția cercetătorilor. Totodată este important să menționez că observațiile și sugestiile avute în vedere nu reduc semnificativ din calitatea prezentei lucrări, din valoarea ei teoretică și importanța practică. Și constatarea numărul 2, finală, una foarte importantă pentru mine, în concluzie consider că teza de doctor habilitată în știința educației cu denumirea teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tine corespunde cerințelor înaintate de ALACEC pentru un asemenea tip de lucrări, iar autoarea ei, doamna doctor conferințială universitar de Amantoci, merită să îi se confere titlul științific solicitat la specialitatea 531-01, teoria generală a educației. Semnătura mea și data 14 martie 2021. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, referentul oficial. Trebuie să mărturisesc din partea întregii comunități a Universității de Stat din Tiraspol că provocările pe care le-ați lansat vizează întreaga comunitate științifică. Și acum, probabil că fiecare dintre noi reflectează asupra unor aspecte pe care dumneavoastră le-ați atins. Este important pentru o comunicare științifică, așa cum a definit-o domn profesor Sestrară, într-o manieră inedită, este în aceasta constă frumosul, de fapt, a unei comunicări științifice profesionale. Strată la președinte de dezvoltare, eu vreau să spun că lucrul este în egală măsură, mă vizează și prin. Vă mulțumesc. Mulțumim, în special pentru această notă de la sfârșit și cuvânt se oferă pretendentii pentru a răspunde la aceste provocări stimulative cu impact pe termen lung. Ați spus că întrebări și eu, dacă venim întrebări, iată de a să răspund din motivii care referim. Deci, niște întrebări în amin. Domn profesor, eu am precizat acum mai aveți întrebări pe care nu le-ați adresat. Bun, dar în aviz a trebuit și eu nu le-am spus. Plasați-le în aviz. Nu poate mulțumim rând. Punem la vot propunere, doamne profesor. Mulțumim, domn profesor. Da, într-o manieră la fel că mă rugăm foarte mult ca să respectăm timpul, am promis domnul profesor Șoitu și întregii comunități. Vom respecta regulamentul. Mulțumesc domnule Petrischi, vă mulțumesc pentru aprecierile date, tezei, pentru faptul că ați fost alături de mine pe parcursul întregii etape de când s-a demarat evaluarea studiilor realizate de mine și de propunere, recomandări care ați făcut pentru îmbunătățirea acestei lucrări și mă gândesc că este o schimbare dacă comparăm prima etapă cu această finală la care am ajuns. Totodată vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră în dezvoltarea psihologiei educației, psihologiei sociale, psihologiei personalității, dar și pentru provocări pe care le-ați formulat în raportul dumneavoastră. Cu referire la observația privind prezența a unor erori de topică, mărturisesc că sunt vorbitoare de limba rusă, ceea ce și-a menționat doamna
președinte a Comisiei de Chestiunea Publică și admit că fi putut de-a lucru să se străpoare anumite erori de topică. Pentru a să mă asigur, am consultat redactorii specialiști în limba română, dar și din exemplele oferite, nu înțeleg unde am încălcat topica, ori deja sunt obișnuită de textul dat. Dar nu vor fi de acord cu exemplele care au fost prezentate de dumneavoastră, deoarece topica limbii mâini este relativ liberă. În continuare, același răspuns pot formula și cu referire la sugestia dumneavoastră privind caracterul excentric al unor formulări. Intenția mea a fost să evidențiez valorile științifice care au sugerat, care au asigurat descrierea noutății și originalității, a semnificației și a valorii aplicative cercetării. Recunosc faptul că întotdeauna este loc și pentru mai bine. Posibil, pentru o înțelegere mai bună a acestor recomandări, îmi rămâne în afara studiilor pe care le-am, să fac și studiile în limba, în limba populară de filologie română. O adevărată provocare pentru mine a fost și observația dumneavoastră privind justificarea utilizării metodelor de cercetare. Așa cum ați menționat dumneavoastră, acestea sunt deschise în partea introductivă, totodată sunt menționate și în sub capitolul 2.1, sunt reflectate și prin rezultatele a primor studii care au fost realizate în sub capitolul 5.1, 5.3 și 5.4. Indiscutabil că am utilizat observație și direct, în afară de cea longitudinală, observație și mediată, deschisă și nu participativă. Și aici putem, așa cum a spus și dumneavoastră, vorbi despre mai multe tipuri de observație care au fost utilizate, dar nu au fost menționate în lucrarea. Pentru că, într-adevăr, în domeniul psihologiei și pedagogiei există mai multe tipuri, mai multe clasificări și tipuri de observație. Deci, totodată, în lucrarea de n-am vrut să includ tot arsenalul metodologic cu referire la observație care există, dar totuși accentul a fost pus pe analiza și interpretarea a datelor care au fost obținute în cadrul experimentului pedagogic. Și au fost utilizate aceste date care au fost obținute prin intermediul observației, au fost utilizate pentru a descrie, pentru a interpreta datele care au fost obținute. Totodată au fost utilizate și datele pentru a descrie rezultatele obținute în urma testării metodelor statistice. Observație, deci următoarea sugestie care ține de confundarea semnificației teoretice cu valoarea aplicativă. Aș spune că elementele aparatului conceptual sunt independente și
stat, nu se confunde semnificația teoretică cu o valoare aplicativă. Deci, putem spune că a fost conceptualizată educația axiologică și aceasta ține mai mult de semnificația teoretică. A fost dată definiția conceptului de educație axiologică în baza conținutului structural. Totodată a fost determinată o metodologie care reprezintă o judecată de natură teoretică. Acest fapt și explică includerea în acestea în semnificația teoretică. Deci, ce rezultatul care prin urmare a permis aplicarea acestor date teoretice pentru validarea acestor rezultate, acestor valori științifice care au fost create. Și corespunzător aplicarea acestor date certifică valoarea aplicativă a acestor concepte. Totodată, fără îndoială, o listă bibliografică nu poate include și un număr mare de surse. Deci, teza este în teoria generală a educației, corespunzător, accentul într-o mare parte, într-o mare măsură, a fost pus asupra utilizării literaturii științifice în domeniul pedagogiei. Cu referire la sursele care au fost studiate în original, aici pot vorbi de sursele în limba rusă, în limba engleză și în limba română, care, în viziunea mea, unele din acestea deja au fost traduse, de exemplu, din germană în engleză și deja nu prezintă o sursă originală, dar într-o formă interpretativă a persoanei care s-a preocupat de traducere. Și, de exemplu, în lista bibliografică au fost incluse sursele a lui Piaget, sursa numărul 161 Erikson, 245 Fromm, 250 Kelly, 251 Flacon, Parsons, 260. Din domeniul filozofiei au fost incluse sursa lui studiată, lui Aurelius, sursa numărul 213, Chemie, 253, 30 și așa mai departe. Deci aici, totodată, nu am putut să permit acest lucru să includ în listă bibliografică toate sursele din domeniul de psihologie, filozofie, etc. Și considerăm că este timpul pentru a răspunde la întrebarea asta. Da. Mulțumim, doamna. Cred că intuim că domnul referent oficial este satisfăcut de aceste răspunsuri, mai ales de promisiunea dumneavoastră, că veți interveni cu anumite completări în condiția în care veți înainta monografie spre publicare. Stimată doamnă președinte, vreau să spun că întrebările mele au urmat un scop mai special, să-i ofer posibilitatea acestei distinții cercetătoare să demonstreze că ești o luptătoare. Deci am lucrul ăsta a demonstrat. Chiar dacă eu sunt de acord cu anumite abordări, dar nici nu poți fi ești. Dar chestia că eu am avut nevoie să văd un luptător, fiindcă Republica Moldova are nevoie de oameni de știință luptători. Și atât că noi asistăm la apariția, consolidarea pozițiilor unor cercetători care demonstrează că este un luptător. Bine când ești de acord, bine când ești critici, bine când... Deci asta m-a bucurat foarte mult. Aceste trei etape la care s-a participat au dovedit că întreaga comunitate științifică a universității este luptătoare. Pornind de la domnul profesor universitar rector. Categoric, fiindcă meistrica, avem o expresie, meistrica o picătură de ocean care se găsește construcția în timpul oceanului.
La dreptul cea, proiectul este Universitatea de Terasa. Mulțumim! Ce păcat este eliminat în timp ședința? Pentru că este într-adevăr să avem această, dar este un lux să avem această comunicare cu termen mai mult decât permite regulamentul. În continuare, stimate domnule profesor universitar, doctor capitan de pedagogie, îl îngajim, vă oferim cuvântul. Referent oficial. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Cât timp am la dispoziție, cam înțeles? Timp cât este direct proporțional cu mila dumneavoastră pentru viața noastră. Am înțeles. O să încerc să-mi fac abuz de răbdare dumneavoastră și de-a după cum am spus... Eu cred că l-am răspuns ca un președinte, ca un filosof, așa ca un răspuns filosofic. Scuzați. Deci e limita la 15 minute, domnul profesor. Da, bine. Cred că mai repede o să fie, pentru că... Am spus deja la început că eu cunosc lucrarea deoarece la faza de examinare, în ședința seminarului științific de profil, chiar m-am aplicat asupra ei cu cea mai mare atenție și am participat și la presusținere și am pe urmă am primit textul final deja pentru ședința de astăzi. Am văzut că acele probleme pe care le-am pus eu sau acea înțelegere a acestui text, a acestei teze, nu s-a modificat. Esențial, sigur s-a modificat în funcție de obiecțiile făcute de stimații referenți, recenzenți și așa mai departe. Dar lucrarea a fost doar îmbunătățită. Deci eu rămân la aceeași concluzie care am avut atunci. Lucrarea este realizată. De la bun început eu mi-am făcut pentru mine iată această opinie și această concluzie că este realizată sub toate aspectele. Acum doar ceea ce a zis dumneavoastră, deoarece a spornit cuvântul filozofic acum, am o slăbiciune și eu de a unii răsun acest cuvânt să atrag atenția, de ce aș vrea să mă refer poate pe scurt la aspectul filozofic al acestei teze. Este vorba despre, cum ziceam eu la început, niște categorii existențiale pentru ființa umană care nu există în mediul altor ființe. Cum este morala, cum este etica, cum este comportamentul, cum este ceea ce zice omul simplu, a fi om, a fi strarul, nu pe zi ce trece, dar pe orice trece. Deci, îi permiteți-mi să dau o citire, poate prima pagină a vizului meu, după care voi face mici comentarii ca să nu fac acuz de atenția dumneavoastră, dar să fie clar, să fie clară poziția mea. Deci am examinat teza ca și oricare alt fenomen care trebuie examinat într-un anumit context. Orice lucru trebuie într-un anumit context, pentru că în diferite contexte are diferite rezultate, valori, etc. Și aceste două contexte au fost așa pe două dimensiuni. Contextul general fundamental al acestei teze și acestei teme și concret domenial. Concret domenial se are în vedere domeniul educațional propriu-zis. Așadar, care este contextul general fundamental? Pe urmă vor vedea cel concret domenial. Primul context se referă la situația actuală a civilizației umane pe dimensiune ei existențială. Vreau să spun că aceste cuvinte le-am scris încă când a fost, octombrie, noiembrie, când a fost seminarul, da? Și le-am lăsat așa pentru că am avut o intuiție, parcă. Scuzați-mă, nu vorbesc în sens de lipsă de modestie. Accentuăm acest lucru ținând cont de evenimentele de natură epocală care au loc pe plan planetar, eu asta nu am înțeles, și care se află în deplină desfășurare, evenimente care ar putea duce la dispariția civilizației umane ca rezultat al războiului, acum am adăugat, din apropierea țării noastre. Acest aspect nu putem face abstracții de lucrurile acestea. Deoarece sabia lui Damocle, eu fac o paranteză aici, ea e exigatârnă. Acest aspect, în cazul cercetării în cauză, nu poate fi ocolit. Ori tema este de natură educațional-filozofică, adică cu referire la fenomenul vieții. Ea vizând dimensiunea axiologică a existenței, valori, orientări valori, axiologia fiind o ramă la filozofie.
Al doilea aspect este cel educațional propriu-zis. O cercetare este efectuată în cadrul acestei activități determinante, în opinia mea, pentru, și numai a mea, pentru devenirea ființei umane. O zicea că omul nu poate deveni om decât prin educație. Nu educație, nu ești om. Unde categoria de valoare este una fundamentală și definitorie. Afirmația precum că noțiunea de om ține de eminamente de valori, nu numai materiale, ci spirituale, etice, morale, etc., s-a afirmat dintotdeauna parcursul evoluției civilizației. Astăzi, în omenirea s-a pomenit a viețui impromptu, adică pe neașteptat, într-o altă realitate, în mare parte, sau poate mult neașteptat, în mare parte contrară celei tradiționale, aceasta fiind marcată de alte valori, între ghilimele, considerate istoricește non-valori. Astăzi, ele sunt valori. Printre noile fenomene și dimensiuni ale vieții de azi se numără noua etică sau noua morală, contrară eticii morale tradiționale, adică un fel de un gen de amoral. Epoca post-adevărului, adică a minciunilor, a fake-urilor, omenirea a ajuns să trăiască astăzi în mod deschis în lumea minciunii, a manipulărilor agresive la nivel global prin intermediul industriei, propagandei, a amenințărilor militare pe plan mondial, a mass-media dirijată pe interese, a rețelelor de socializare cu cunoscutul lor aport în ghilimele la dezindividualizarea omului, atacul și urmărirea ființei vieții intime a persoanei prin intermediul tehnologiilor informaționale sofisticate și așa mai departe. Astăzi civilizația trece printr-o fază de puternică turbulență și incertitudine. Nivelul vieții s-a schimbat și așa mai departe. Toate acestea fiind caracteristici proprii situației actuale de pe frumoasa planetă Pământ și în continuare. Întrebarea, dacă domeniul educației se află în acest cadru general pe o insulă aparte, nici de cum, tocmai invers. El, domeniul educațional, se află în centru acestui vulcan existențial, gata să erupă. Nu doar în sens fizic, ci și în sens spiritual valoric, adică în sensul a ceea ce este omul în sine, ca ființe deosebitoare de alte ființe. În continuare, eu apreciez teza la nivel general conceptual, epistemologic, dau o descriere și scot în evidență valorile pe care le-a obținut doamna Antoci și sub acest aspect, precum și sub aspectul concret, domenial, la nivel de instrumente de cercetare, de rezultate obținute, de toate acele elemente pe care le-a aplicat, elemente de cercetare a materiei investigative pe care le-a aplicat doamna Antoci pentru a obține rezultatele în cauză. M-a oprit poate la spusul lucrării care am pus și eu întrebare la început, așa, unii din ele mai sunt aici cu titlul de precizare sau de clarificare a unor momente, nu sunt esențiale pentru EZANCA sau pentru cursul pe care l-am prezentat. Aș vrea doar la sfârșit să vin cu această concluzie. Afirmând că doamna Diana Antoci a realizat o construcție teoretic-științifică și aplicativ-experimentală sub formă de teză de doctor habilitat, deplină în componentele sale, conformă cerințelor în vigoare, propunând în domeniul educațional un produs teoretic-practiologic de o certă valoare și importanță la etapa actuală a dezvoltării sistemului de învățământ național, iar societății ansamblu prin una din structurile esențiale ale acesteia, domeniul formării generației în devenire. Aceasta este concluzia. O felicit pe doamna autoare, doamna Diana Antoci, și vreau să spun încă un lucru, poate în afara protocolului sau... Este forma asta de autor. Cine scrie o teză în domeniul eticii și a moralului? Deci autorul trebuie să corespundă. Eu am certitudinea că doamna Antoci corespunde în măsura în care o cunosc eu și activitatea dumneavoastră. Nu prea mult cunosc, dar din ceea ce cunosc eu, din comunicările, din lucrările dumneavoastră, din miul ei, practic, nu numai cel de pe hârtie care este, și consider că este foarte important acest aspect. Pentru că autorul la cup este o valoare, pe lângă teza propriu-zisă pe care o pun în fața examinatorilor. Iată, această coincidență, iată, această rezonanță între tema tezei și însăși autorul sau autoarea tezei, eu cred că în cazul nostru, al domeniului educațional, este foarte important.
Doamna autoare și să-i doresc succes în continuare. Vă mulțumesc. Mulțumim referentului oficial, domnule profesor Gagim, tot respectul dumneavoastră. Noi am citit concluzia pe care ați formulat-o în avizul expediat acum două săptămâni, dar oricum vă rog să pronunțați această concluzie. Merită. Exact. Dacă trebuie să pronunț aceste cuvinte, le pronunț cu toată plăcerea. Doamna Diana Antoș merită pe deplin obținerea titlului științific de doctor habilitat în științe de educație. La specialitatea lui. Sau la specialitatea respectivă. Teorie generală a educației, da, sau oricare. Teorie generală a educației. Mulțumim, exact. Profesor. 5.1.01. Teoria generală a educației. Dacă insistați asupra unor întrebări pe care s-au epuizat deja întrebările. Nu insist. Poate apărea, dacă eram mai la început, poate mai aveam niște întrebări, dar din ce s-a discutat, îmi este totul este clar, de atâta nu am întrebări. Viața profesională va mai oferi ocazii de atare comunicări. Mulțumim foarte mult referentul oficial, domnul profesor Ion Gagim. Astfel s-au epuizat referatele referenților oficiali 4 la număr. În continuare, cuvânt se oferă membrilor Comisiei de Susținere Publică, doamnei profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, Victoria Cozăpan. Amintesc între timp membrilor Comisiei de Susținere Publică, în față au o mapă în care... Da, spun eu, o să vă deja, exact. Eu o să vă fac analiză așa. Onorat Comisiei de Susținere Publică a tezii de doctor habilitat, stimați colegi, îmi permiteți să prezint referința la teza de doctor habilitat, titlul teorie și metodologie formării orientărilor valorice la adolescenți și tine specialitatea teoriei generală a educației, autor Arbuștiană, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Eu mă voi străduiesc să fiu mai succintă și voi prezenta dumneavoastră conform recomandările privind elaborarea și susținerea tezei de doctor habilitat, aprobat prin ordinul ANA CEC, numărul 10A din 25 februarie, avem standarde de calitate a tezelor de doctor sunt elaborate. Prin urmare, membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor habilitat va fi necesar să completeze aceste standarde de calitate, tezi de doctor calitate. Doamna președinte, o să vă spun, le aveți fiecare în mapa dumneavoastră. De ce am menționat eu aceasta? Pentru că eu, de fapt, am realizat această referință conform acestor standarde. Deoarece tezele sunt apreciate în cadrul ARACE, conform standardului de calitate care sunt în acest regulament. Deci, primul standard este rațiunea științifică a cercetării. Conform standardului de calitate a tezei de doctor habilitat, formularea temei de cercetare, după cum au menționat și referenții oficiali, este originală și corespunde direcției de cercetare. Cercetarea realizată are un caracter destul de amplu. Ipoteza cercetării este formulată în concordanță cu scopul cercetării, este validă și verificabilă. În introducere este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare, este formulată problema cercetării și varianta de soluționare propusă. Sunt specificați scopul obiectivului și aplicativa cercetării, care confirmă teoretic și metodologic noutate și originalitate științifică a investigației. Prin cercetare, autoarea a contribuit la crearea de noi valori a recunoașterii în domeniul vizat, explorat științific în succes anterior. Urmează, eu nu o să mă refer la tot ce am scris eu, că am 9 pagini, să nu prea mult să nu atrag atenția dumneavoastră. O să menționez la acest prim standard rațiune științifică a cercetării. Studierea literaturii de specialitate demonstrează un parcurs gradual deloc simplu, privind orientările valorice,
analize minițioase a particularităților, torturerii cu internul valori și la adolescenți și la tineri, precum și schimbarea poziției științifice, o largă gamă a definițiilor conceptelor fundamentale și conexii cu acestea, din perspectiva filosofică, pedagogică, psihologică, sociologică, clasică și moderne. Prin urmare, realizând o analiză a evoluției epistemologice, cu determinarea conținutului structural esențiale, caracteristicilor, proprietăților ale valorilor și orientărilor valorice. Reflectă pozițiile savanților în interpretarea orientărilor valorice prin specificul abordărilor științifice. Urmează confirmarea caracterului de deci următorul standard este confirmarea caracterului de noutate și originalitate. Noutatea conceptuală a cercetării rezidă în determinarea fundamentelor epistemologice privind orientările valorice, educația axiologică, conceptualizarea orientărilor valorice a educației axiologice elaborate din perspectiva holistică, în acord cu caracteristici psihologice ale adolescenților și tinerilor, elaborarea indicatorilor și a descriptorilor orientărilor valorice ale adolescenților și tinerilor, descrie nivelul de formare. Originalitatea investigațiilor, deci rezultatele științifice, principale noi care au condus la înscrierea unei noi direcții de cercetare, teorie și metodologie formării orientărilor valorice, nu o să le dau citire, deoarece deja s-au vorbit despre aceasta. Cercetarea este inovatoare. Noua direcție de cercetare, teorie și metodologie formării orientărilor valorice este determinată de criza globală, după cum menționează autoarea, a educației, de criza valorilor, de transformările prompte care nu oferă oportunități pentru evaluarea situației, elaborarea, proiectare și implementarea strategiilor de scurtă lungă durată. Nevoie de educație axată pe valori, de formarea valorilor și dezvoltarea continuă a ființei umane au statutul unor preeminente argumente sau puncte de refer obiective. În cadrul direcției de cercetare, teorie și metodologie formării orientărilor valorice au fost propuse noi valori științifice care explică semnificația teoretică a cercetării, examinarea interpretării teoretice. Eu v-am ascultat. Da. Ale orientărilor valorice și descrie la nivel de structură și conținut a educației axiologice. Elaborarea teoriei, integralizării orientărilor valorice a modelului teoretic al orientărilor valorice, elaborarea și descrierea legității caracterului ciclic a orientărilor valorice și a principiilor formării orientărilor valorice. Cercetarea oferă noi perspective de investigare, care deja autoarea a răspuns și eu nu o să dau citire că am avut această întrebare. Următorul standard, 4, respectarea principiilor cercetării științifice. Autoarea a respectat principiul obiectivării prin adaptarea metodelor și tehnicii de cercetare la scop. Au fost utilizate metode teoretice, documentare științifică, sistematizare, modelare teoretică, analitico-sintetică și interpretarea surselor. Urmează, deci au fost aici mai multe întrebări din partea referenților oficiali, deja autoarea a răspuns. A respectat principiul adevărului, principiul demonstrației, din perspectiva psihologică, în plan sociologic, din perspectiva antropologică și principiul utilității. Nu o să le descriu toate. Principiul metodic, din cuprins și conținutul lucrării, se poate observa că cercetătoarea a urmat un traseu conform și adecvat temei și probleme de cercetare. Conținutul celor 5 capitole și a subcapitolului corespund titlurilor anumite anunțate în concurs, în cuprins. Structura și conținutul lucrării sunt corelate cu reperele conceptuale, componentele aparatului științific categorial și metodele utilizate sunt adecvate. Urmează următorul standard ține de epistemologia cercetării. Aici, autoarea a precizat fundamentele teoretice ale orientărilor valorice la adolescenți și tineri, la fel a evidențiat esența și conținutul conceptelor de bază, valori, orientări valorice, etc. Cercetarea reprezintă o sinteză a ceea ce se știe la zi despre problemă, care este expusă logic, cu referință pentru fiecare afirmație importantă. Această funcție a fost realizată prin efortul întreprins în direcția valorificării surselor de informare științifică, interdisciplinară, prin analiza literaturii de specialitate, care explică și dezvoltă o analiză a evoluției istorice, a fundamentelor epistemologice, a conținuturilor structurale. Autoarea a precizat și analizat accepțiunile și viziunile
istorie cercetătorilor privind preocupările pentru istorie și evoluția politicilor și practicilor educaționale. Sinteza literaturii științei și confirmă că orientările valori sunt rezultatul acțiunilor educaționale, realizate intenționat sau spontan asupra unui subiect. Analiza pozițiilor științei și a conturat o varietate de semnificație ale orientărilor valori pentru care autoarea a evidențiat valori, convingeri, atitudini, dispoziții, comportamente organizate ierarhic, aflate în interrelaționare și monitorizate de o valoare sau mai multe valori. În contextul examinării studiilor realizate de savanți la nivel național și internațional, au fost evidențiate incertitudini teoretice și unilateralitate abordării valorilor și orientărilor valorice în proces de efectuare a unor investigații sau proiecte de aventură în domeniul axiologiei. Considerăm că doctoratul s-a isprăvit cu sarcina complicată de a studia, a ține emizori, a analiza critic, a interpreta și efectua sinteze privind toate aspectele teoretice anunțate în titlu, problema și obiectivele cercetării. Asigurarea bibliografică, bibliografia utilizată de demonstrație că autoarea s-a documentat adecvat prin identificarea celor mai importante lucrări de referință din domeniul cercetării. Studierea lucrărilor selectate, publicații la tema lucrării de sinteză, monografii de autor, articole în reviste de specialitate din țară și străinătate, 17 articole în reviste științifice internaționale, 3 articole în reviste științifice, 12 comunicări și tese ale comunicărilor în volume ale întrunirilor științifice naționale și internaționale și un suport de curs. Metodologia urmează metodologiei cercetării științifice, este standardul numărul 6. Metodologia cercetării a cumplit un set de metode științifice prin intermediul care autoarea a verificat ipotezele cercetării și autoarea vine cu o profundare, investigarea, abordările teoretice și metodologice, acestea fiind analizate, precizate și interpretate de autoare, destul de convingător. Instrumentele și materiale de lucru au fost selectate pentru fiecare studiu în parte. Analiza rezultatelor cercetării experimentale efectuate, determinat raportul din toate elementele structurale. Aici au fost unele obiecții. Cred că autoarea a răspuns și ne-a convins. Bineînțeles că în orice cercetare poate să, de fapt, să fie diferit propuneri, dar propuneri și viziuni, fiindcă atunci când noi citim lucrarea, noi o vedem în felul nostru, cum o concepem noi. Dar autoarea care a realizat cercetarea respectivă, probabil dumneavoastră v-ați convins că a răspuns la toate întrebările și, bineînțeles, cei ce trebuie să modifice, va modifica și va prezenta lucrarea pentru publicație, ținând cont de aceste propuneri. Eu nu o să citesc totul, deci urmează a șaptelea, valoarea rezultatelor științifice, a șaptele standard, rezultate științifice principiale care au condus la instituirea unui noi direcții de cercetare, teorie și metodologie, formări, orientări valorice. La fel au fost menționate și nu le voi da citire. Dacă ne referim la valoarea, deci la calitatea concluziilor generale și recomandărilor, inspirată de tehnica de argumentare, autoarea valorifică laborios concluziile, manifestă cutezanțele exprimare, sistematizează pertinente elementele fundamentale ale limbajului pedagogic din perspectiva formării orientărilor valorice. Sinteza de altfel întreagă lucrare respect stilul științific, ceea ce presupune prezentarea sistematică a ideilor clare și distincte. Concluzii generale și recomandări sunt în concordanță cu cercetarea efectuată și constituie răspunsul la problema propusă spre rezolvare. Cercetarea științifică efectuată de doamna Andrușdeană a confirmat competența științifică a autoarei, iar prin atingerea obiectivului s-a rezultat cu valori teoretici și practici semnificative. Scopul investigației fiind atins în caracteristici sale principale. Noi pe dumneavoastră știm toți că orice scop al cercetării, a unei cercetări, constă din două părți. Partea teoretică, fundamentare teoretică și elaborarea. Elaborarea programelor, modelilor și în cazul dat, cred că dânsa s-a isprăvit cu acest obiectiv. Sau mai bine zis, a realizat acest scop.
Bineînțeles că în redactarea scopului au fost mai multe propuneri, au fost mai multe discuții, dar reșind din prezentarea și reșind din răspunsul la întrebări, considerăm că cercetarea s-a expărit cu această sarcină. Cercetare interdisciplinară, teoretico-aplicativă, consacrat formării orientării valorice a generației, rezultate științifice originale care au condus la instituirea noii direcții de cercetare. Putem afirma cu certitudine că teza de doctor candidat, prin conținutul său teoretic și modul să vede primăvarea praxeologică, este important și utilă pentru cei interesați. Următorul standard, discursul și limbajul științific. Deci la discursul și limbajul științific eu nu o să mă refer, pentru că deja dumneavoastră onorații referenți deja au apreciat și discursul și limbajul științific autoare care s-a prezentat și stăpânește această lucrare. Aspectul tehnic și lingvistic al lucrării, aici sunt unele scăpări care urmează ca doamna atunci se realizează, se verifice, pentru că atunci când prezintă deja teza ultima variantă, să fie realizată conform cerințelor. Respectare etice cercetătorului științific. Cercetarea este realizată cu responsabilitate, autoarea s-a condus după principiile etice, unele activități corecte, deci sunt trimiterile, raportul de similitudine ne dovedește, ne confirmă că teza este realizată conform cerințelor și urmează calitatea, deci până la calitatea științifică, o să zic despre rezumatul REDER, rezumativ valorile obținute de cercetare, este relevant procesul cercetării și rezultatele acesteia. Bibliografia conține 346 de surse și documente de politici statale în domeniul vizat. Doctorand a publicat 34 de lucrări științifice la teza de doctorat. În rezultatul cercetării, doctorandul a creat un ansamblu de valori științifici care merită să fie promovat în continuare. Urmează calitatea susținerii. Deci aici la fel a fost apreciat calitatea susținerii care este prezentată esența cercetării. Autoarea demonstrează cunoaștere bună a conținutului tezii și a rezultatelor cercetării, ce ne-a convins și noi. Reșit din cele relatate, considerăm că teza de doctor candidat, titlul teorie și metodologie formării orientării valorice la adolescenți și tine, realizată de doamna doctor conferențiar Antoș Diana, corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul științelor educației și merită să fie, eu am scris în referență că merită să fie promovată la două etape, dar după ce a prezentat doamna astăzi teza, după ce a demonstrat prin discurs, prin calitatea susținerii tezii, merită pe deplin titlul de doctor candidat în științe ale educației. Și o felicitări pe doamna Antuci cu această realizare frumoasă și tot ceea ce vi s-a spus astăzi, bineînțeles că o să luați în considerare și o să realizați o lucrare, o monografie care, într-adevăr, să vă caracterizeze pe dumneavoastră. Ați manifestat capacități foarte importante și valori, ați produs valori care pot fi diseminate în activitatea practică a celor interesați. Felicitări și vă doresc succes! Mulțumim, referentul oficial, pentru acest aviz. Eu nu sunt referent oficial. Scuzați, membru a Comisiei de Susținere Publică, care a prezentat un aviz la nivelul referinței unui referent oficial. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste apreciere. În continuare, cuvânt se oferă membrului Comisiei de Susținere Publică, doamnei doctor candidat profesor universitar, Dorașul Dorica. Dorașul Stică. Stimată doamna președinte, onorat consiliu, stimați colegi, fericit și eu din start pretendentul la titlul științific de doctor habilitat în științele educației cu ocazia evenimentului festiv, de care am și apreciez foarte mult munca enormă de pus, să vă rog la fie încunător de teorii și bune practici sintetizate, ordonate și interpretate științific. Parcurgând de maniera analitică textul, în mod repetat, am constatat că autoarea deține competențe avansate de cercetare,
de sinteză, demonstrând rigoare științifică, maturitate, la valizie și în reflecție pe margine de mersul teoretic și practic experimental. Am realizat un aviz detaliat conform standardelor de calitate a tezilor de doctor habilitat din recomandările privind elaborarea și susținere tezei de doctor habilitat aprobate prin ordinul ANACEF. Acest aviz a fost adus la cunoștința doamnei președinte și autoarei. Am avut doar la un singur calificativ de corectitudine gramaticală și stilistică un nivel de performanță mai scăzut. În rest, apreciez, mă pronunț pentru conferirea titlului de doctor habilitat în științele educației doamnei Antoci Diana, apreciind teza cu calificativul foarte bine. Felicitări! Adică doctor habilitat nu există ca nu dăm calificativ. Nu, avem teza de doctor. Eu am pus aici un standard, mă rog. Consiliul Științific și Senatul Universității care mi-au atribuit acest statut de președinte a Comisiei de Susținere Publică, a fost o onoare pentru mine să comunic în această perioadă foarte intens la subiecte concrete cu doamna Antoci, care este o cercetătoare foarte, nu vreau să folosesc cuvântul pretențioasă, dar foarte exigent în raport cu propriul demers științific. Am elaborat, știu ca și toți membrii Comisiei de Susținere Publică, un aviz în baza standardelor de calitate a tezei de doctor habilitat. Acesta vizează integral deci cei 11 indicatori. Mă voi pronunța dinspre concluzie, spre acești calitatea tezii din perspectiva acestor indicatori. Concluzia este următoarea. Noua direcție de cercetare, teoria și metodologia formărilor de doctor valorice, promovată în cadrul tezii de doctor habilitat, reprezentată de suficiente valori teoretice și praxeologice, definiesc noutate, originalitate și valoare aplicativă a cercetării, constituind temei științific pentru a afirma că teza examinată, teoria și metodologia formării orientărilor valorice adolescenților și tinerilor, corespunde exigențelor regulamentare, fapt confirmat și de antevorbitor. Din aceste rațiuni, exprimăm convingerea că doamna Diana Antoci merită să se confere titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației la specialitatea 53101, teorie generală a educației. Revin la argumentele care au susținut și acum au condus la această concluzie. Asistând la aceste discursuri ale membrilor Comisiei de Susținere Publică, persoane și cercetători, savanți care au prezentat în comunitate științifică relevante cercetări temei tezei de doctor habilitat, am ajuns la concluzia că este foarte dificil să susții o proprie viziune, deși fiecare ne asumăm dreptul și avem dreptul. Acest drept este certificat prin codul de etică în cercetare. Avem dreptul la proprie viziune. În cazul acestei cercetări, doamna Diana Antoci prezintă, în conformitate cu scopul, prezintă o proprie viziune reprezentată în cercetare, în acest context al teoriei integralizării orientărilor valorice, și această teorie este susținută, precedată, să zic, de examinarea unui număr vast de surse care a fost menționat deja. Autoarea a consultat aceste surse nu doar
preferințele, așa cum a fost menționat prin acuduri, deși suntem în condiție de cele mai multe ori să folosim aceste acuduri. Am consultat în original și am analizat din această perspectivă și bibliografie pentru a mă convinge dacă care este raportul între sursele consultate în original cu sursele la care se face trimite prin acut. Recunoaștem că suntem în acest mare deficit de cercetări, fapt confirmat și de referentul oficial domnul profesor Silistraru. Și consider și afirm cu multă convingere că autoarea pretendentă la titlul științific este foarte modestă, a evitat să scrie pentru prima dată, deoarece, având ca și argument că a fost diferite aspecte ale problemei vizate luate în discuții în comunitatea științifică, dar nu a fost adusă o viziune atât de complexă, o teorie fondată, precedată de anumite determinarea unor repere teoretice, așa cum este descris și în obiectivele cercetării. Menționez la din aceste considerente, menționez la indicatorul rațiunea științifică a cercetării că tema cercetării, deși este problematică prin area largă a domeniilor de cunoaștere pe care le atinge, fapt menționat și de domnul profesor Laurențiu Șoitu, că această temă a fost foarte greu de realizat, aflându-se la confluența axiologiei educației, istoriei educației, psihologiei educației și alte științe care concură în explicația fenomenului constituirii orientărilor valorice, în special proces demarat în adolescență și continuat acest proces, cred că și astăzi, așa cum a menționat domnul profesor Gagim, suntem într-un context în care reconsiderăm mereu sistemul axiologic și diferențialul axiologic individual în condițiile în care pacea a devenit o valoare supremă. Apreciez foarte înalt concepția cercetării, consider că toate elementele descrise în teză corelează și permit realizarea scopului și obiectivelor. Logica cercetării se reflectă și în cuprinsul acestei teze, care pas cu pas ne conduce dinspre elaborarea valorilor științifice care prezintă teoriei integralizării orientărilor valorice spre aplicarea în practica educației universitare și în învățământul general a acestor valori științifice. Descoperim în conținutul curriculumului disciplinar educația prin și pentru valori elaborat pentru programele de masterat acele elemente de noutate științifică promovate în mediul universitar prin studiile de masterat, dar și autoarea contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice prin programe de masterat de formare continuă. Rațiunea științifică este certificată și de calitatea acestor produse științifice care îi atribuie înaltă semnificație științifică. Menționez unele dintre acestea ca fiind niște produse de relevanță, modelul teoretic al orientărilor valorice, legitatea caracterului ciclic, principiile, mecanismele, indicatorii și descriptorii care permit evaluarea și descrierea acestor procesului sau dinamicii pozitive confirmate de date experimentale a orientărilor valorice. Mă întreb ce ar mai fi putut să producă această autoare în această mică limită de pagini și ce ar mai fi putut să descrie. Consider și îmi răspund, a fost o întrebare retorică, cred că a produs tot ce a putut, ce a reușit,
ci a permis și literatura, care nu este foarte generoasă prin studii la acest domeniu de cercetare. Cu atât mai mult că dominant a fost să dezvolte mai degrabă această dimensiune pedagogică. Noi avem un lux în acest caz, în cazul acestei teze. Avem un experiment pedagogic în care sunt explorate 8 instrumente de autor care măsoară orientările valorice identificate prin și descrise în capitolul 2, prin experimentul preliminar. Autoarea nu doar a identificat în literatură aceste orientări valorice, dar le-a verificat și într-un cadru experimentat preliminar, a conjugat aceste două tipuri de rezultate și a construit concepția respectiv a demersului pedagogic realizat în învățământul universitar și învățământul general. Caracterul de noutate și originalitate, bineînțeles că este generată de gândirea aceasta creativă a autoarei, însă și reprezentările grafice vorbesc despre aceasta. De multe ori aveam intenția să propun autoare să simplifice aceste reprezentări grafice, care sunt foarte complexe și generează un sistem de reflexii pedagogice și filosofice, dacă vreți. Și constat că astfel se, analizând valorile științifice de natură teoretică și aplicativă produse în cercetare, se respectă principiile cercetării științifice și aceasta rezultă din realizarea scopului cercetării prin conceptualizare. Într-adevăr, s-a produs această conceptualizare fundamentare științifică, în afara căreia nu putem înțelege și explica noutatea și originalitatea unei cercetări. Și avem suficiente dovezi privind valoarea praxeologică a acestei viziuni epistemologice, subscrise teoriei integralizării orientărilor valorice. Astfel, trec peste epistemologia cercetării, pe care deja am descris-o, și ca să ajung la metodologia cercetării științifice, observăm că autoarea nu se mulțumește cu aceste 8 instrumente de autor aplicate, dar construiește un propriu instrument chestionar de evaluare a orientărilor valorice la adolescenți și tineri. Acest chestionar este foarte semnificativ, validat, experimentat pe un șablon reprezentativ de subiecți din Republica Moldova și din România. Și acest chestionar măsoară exact orientările valorice identificate și asigură prin demersul pedagogic pe care l-a elaborat și l-a aplicat în baza unor programe de formare pe masteranți și profesor școlar și asigură astfel dinamica pozitivă prin analiza datelor experimentale și statistice descrise cu lux în capitolul 5 și completate și prin anexele la teza de doctor habilitat. Valoarea rezultatelor științifice este incontestabilă, acestea sunt recunoscute pe plan național și în plan internațional, dar dovadă acest fapt fiind publicațiile autoare și am avut posibilitatea să consultăm și CV-ul din teza de doctorat. Apreciem caracterul semnificativ al recomandărilor formulate, discursuri despre care ne-am pronunțat deja în acest sens și acesta dovedește o acuratețe a limbajului științific și autoarea valorifică termeni din psihologia educației adaptate la discursul pedagogic, discursul științific pedagogic. Aceasta confirmă onestitatea și modernitatea discursului prezentat de către autoare. Aspectul tehnic și lingvistic al lucrării, voi adera la afirmațiile care au fost expuse de
referinții oficiali și membrii comisiei, se constată respectarea standardelor bibliografice pretrimite fidele la textele analizate și, bineînțeles, este loc de mai bine și mai poate fi, se mai poate interveni pe orice text care are și o vechime de decenii. Se poate interveni pe un text. Recunosc ca și cercetător despre acest lucru. S-a respectat normele etice cercetătorului științific și constatăm cu admirație calitatea susținerii publice a pretendentei. Aceasta reflectă esența cercetării, este expusă prin exemplu combinatoare, autoarea face dovada cunoașterii profunde a problemei problemelor și aduce niște soluții irepetabile, poate fi, poate afirma cu certitudine că pentru prima dată a prezentat, conform scopului cercetării, o viziune amplă, complexă, asupra unei probleme de mare actualitate și relevanță socială, așa cum a fost menționat de, și de către referinții oficiale. Aceste lucruri fiind spuse, se constată că această autoare pretendentă la titlul de științific de doctor habilitat în științele educației merită pe deplin, reiterez această concluzie, titlul științific la care aspiră, pentru că atât textul tezei corespunde rigorilor stipulate în cadrul normativ, național și instituțional, cât și lucrarea își definește identitatea științifică prin direcția nouă de cercetare care va crea multe deschideri pentru alte, pentru alte studii pe temele, nu doar pe cele teme care le-a menționat autoarea, dar și pe altele care se va veni, bineînțeles, în școala doctorală, doctoranți. Foarte bine, dacă, dacă aceste rezultate ar fi promovate și ar fi atras și doctoranții în aceste discuții, cred că s-ar contamina de plăcerea aceasta a comunicării, nu și în cazul când durează ședința prea mult. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau să mulțumesc pentru acest statut și conform regulamentului, următoarea etapă este procedura de votare. În acest scop vreau să precizez că la votare participă doar Comisia de Susținere Publică. Procedura de votare nu se terminează. Invitați în ședință și ne pot oferi oportunitatea să rămânem noi aici sau să ne izolăm în alt birou. Dacă ne oferiți posibilitatea, atunci rămânem să... Stimate domnule rector, onorat Comisie de Susținere Publică, invitați în ședință, participanți în ședință, vă mulțumim pentru acest efort intelectual. Permiteți-mi să comunic concluzia Comisiei de Susținere Publică ca urmare a procedurii de vot. Teza de doctor habilitat, teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri, specialitate 531-01, Iurie Generală Educație, autoare Diana Antuș, doctor în psihologie, conferențială universitară, corespunde exigențelor regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat, al UST și prevederilor regulamentare de nivel național, se propune conferirea titlului științific de doctor habilitat în științe educației doamnei Diana Antuci cu votul pro din cei 7 membri, 7 pro, contra 7. Contra 0. Asta e o inadvertență. Este cea mai frumoasă provocare. Când am fost în 2 minute. Permiteți-mi din... Nu, trebuie să votăm acum. Da. Permiteți-mi să pun la vot
dezbat această concluzie încă o dată public. Onorată comisie, cine este pentru această concluzie? Vă rog să votați prin vot deschis. Mulțumim, domn profesor Silistraru. Da. Domn profesor Șoitu, domn profesor Răgăgim, sunt pro. În acest moment putem felicita Putem felicita deja pe doamna doctor habilitat Diana Andruș, care știm că a trăit un scenariu foarte complicat, complex, despre care ne va vorbi după această ședință. Cu permisiunea dumneavoastră, ofer cuvântul doamnei doctor habilitat Diana Andruș pentru a-și exprima tot ce gândește în acest moment. Stimați doamnă și stimați membrii comisiei, stimați recenzenți oficiali, urmărat asistent, stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați venit azi, pe data de 24 martie 2022, să mă susțineți. Mulțumesc mult Comisiei de Susținere Publică că a intervenit cu idei, cu propuneri și înțeleg foarte bine că totul ce a fost spus de fiecare din dumneavoastră și recomandările, sugestiile care au fost oferite au avut un scop nobel pentru a mă susține și pentru a îmbunătăți lucrarea mea. Totodată vin cu mulțumiri către administrația Universității de Stat din Tiraspol, care a fost alături de mine permanent, a susținut cu oricare idee, propunere, ieșire în afara instituției și totodată mulțumesc nu în ultimul rând și subdiviziunii primare, care a fost cea care a înaintat, a propus, a fost permanent cu mine în orice situație. Am fost ascultat la toate ședințele și de catedră, la Consiliul Facultății, la Consiliul Științific al Universității. Pentru faptul că mi-a oferit această posibilitate de a elabora acest proiect de postdoctorat și a se preocupa de tema dată. Totodată, ascultând azi pe domn profesor Silistraru, am adus aminte ce totuși a provocat această cercetare. Și țin minte, dumnealui mi-a dat o lucrare, o carte, și pe verso a fost scris cu provocare pentru a... Scrii mai bine decât autorul. Exact. Deci, foarte mult m-am gândit la această idee și anume, acesta la fel a fost un îmbolc pentru a se preocupa de acest subiect, anume de valori. Pentru că domnul Silistrar a spus că valorile sunt permanent în actualitate. Și aceasta a fost în 2012. Dar însă și preocupația mea, așa oficial, pentru mine, a început în 2013. Totodată înțeleg foarte bine că rezultatul acestei munci n-ar fi fost dacă n-aș simți susținerea fiecărui dumneavoastră. Cu diferite propuneri, reflecții și provocări la fel inclusiv. Vreau să mulțumesc și familia mea care m-a susținut. Am înțeles toate, spunem așa, rătăcirile. Și mi-a spus deja, așa, până la final, am înțeles că deja s-au deprins de ce,
eu și, adică, susținerea a fost prin faptul că am fost înțeleasă de către soț, de către copii și de către mama mea, în special mamei mele, vreau să transmit mulțumiri, pentru că susținerea a fost nu doar cea psihologică-morală, dar a fost și cea fizică și oricare care poate fi din partea mamei mele. Stimați colegi, vă mulțumesc mult, vă mulțumesc enorm pentru faptul că ați fost alături de mine. Pentru că lucrarea de azi este și contribuția dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Și aducem un mesaj din partea Comisiei și Universității, aducem un mesaj de gratitudine familiei, mamei în special, și probabil că și tatăl dumneavoastră se bucură acum. Vă felicităm din tot sufletul, din partea Comisiei, din partea Universității, din partea fiecare personal. Așa, alt mesaj avem de spus multe, dar ședința se declară închisă. Mulțumesc tuturor pentru participare și investiții.